mulți mi-au scris și mi-au făcut avansuri. Și în momentul de față îmi primez mesaje cu poți să vii pe la mine să mă ajut cu nu știu ce. Eu nu mai sunt cu soția mea, fata este la ea, rămânem prieteni. Cu beneficii. Eram un obsedat sexual. Nu m-ai întrebat dacă am înșelat vreodată, nu? Da. Și mi-asum ce spun. Bărbatul înșeală ca cu o pereche de șosete Adidas și în picioare m-am plictisit de ei, îmi cumpăr alții. Femeia nu are voie să facă niciun nimic. Femeilor le-am spus în felul următor. Vezi că eu sunt însurat, vezi că eu am un copil. Ne distrăm? Mi-aș dori să existe pe toate străzile doar poze cu mine. Să vorbim despre droguri. Am încercat 4 oameni, bărbați, într-un hotel, dezbrăcați, pielea goală, da? Cu o farfurie în față, ok? Și cu 2 sticle, 3, 5 sticle de... nu mai contează, da? Și stăm și ne facem gură așa și plângem, ci că ne-am răgorit. Bine ați venit, Adrian și... Adiță. Adrian și Adiță. Păi da, ca să facem o diferență. Ce faceți, băieți, cum sunteți? Uite, suntem bine, ne bucurăm că ne-ai invitat aici. Suntem ok. Și noi ne bucurăm că ne-ați acceptat invitația. Puțin obosiți, dar și nu ne plângem, nu ne plângem. Și noi la fel. Și întrebarea înțeleagă... noastră să o punem? Pune-o. Cum a fost drumul până la noi? A fost ok. N-a fost adică, Lego? Bine, a fost... A rămas așa cu Lego, da, de la Bobby cu Lego de la Bobby. Adică nu, a fost, hai să spun eu cum a fost drumul. Dacă veneam noi, doar noi doi, era drumul foarte ok. Dar eu vreau să vă întreb ce înseamnă Lego, că nu știu ce înseamnă Lego. Bobby Haz, cred că-l și după TikTok, da. Că l-am întrebat cum a fost drumul până la noi, a zis, domne, a fost Lego. Adică foarte complicat. El nu prea are. Adică foarte... întortocheat, complicat. Nu, că băiatul nu prea, nu? Nu prea, am înțeles. Băiatul nu prea are școală. Da, mă, de-aia în școala vieții, dați-vă, Doamne, iartă. Poți să-mi jur că bipăim, nu e problemă. Mai încolo. Mai natural, normal. Aveți răbdare. Cât mai natural. Asta să-și bea cola. Apa minerală. Aveți răbdare, că voi am primire. Cine este Adrian Norocel și de unde e numele? Adrian Norocel. Eu îți spun ce știu eu. Ce știu și ce am înțeles. Acum că o fi așa sau că nu e, nu știu 100% sigur. Ideea e că tatăl meu, Lucian Norocel, de la Călăraș, i s-a pus numele Lucian Norocel de ce? Au scos primele lui piețe, 2 piețe, și am înțeles că au fost hituri. Deci primele piețe chiar hituri. Și cineva, nu vreau să dau nume, i-a spus, ție o să spunem Norocel. Uh-huh. Ei, eu acum fiind mic, mă lua tata cu el la evenimente, mergeam, cântam cu el și invitații și... toți oamenii spunea, cheamă-l pe Norocel la mic, Norocel la mic, Norocel la mic, Norocel mijlociu, Norocel, până asta am devenit eu un Norocel tot mic, de fapt, dar el e Norocel. Bine, mare, și Adrian? Adrian? Da. Adrian, hai să vă spun eu, bine, acum ce știu, tot de la el știu treaba asta, că de ce mă cheamă și pe mine și pe el, tot Adrian. Îmi spunea că mama lui cu mama mea se uitau la niște filme indiene. Nu, spaniole. Spune, mexicane, o telenovelă de asta cum ar tu, veni. Da, așa, spune. Dar nu, ideea e alta, e că l-ați întrebat pe el de unde vine. Lui vine numele de la mine, Adrian. Minte. Nu e adevărat. Minte. Adrian, nu, deci... că vă spun eu, nu, ascultă-mă cum e treaba cu Adrian. A spus, mama lui a spus în felul următor, că ea cu mama mea se uitau la o emisiune de asta sau la un serial și turcesc sau cum era? Spaniol. Și a văzut că, că îl cheamă pe unul Adrian și sunt copiii noștri așa o să se numească Adrian. Și pe al meu și, și copilul. Deci practic voi ați copilărit amândoi, nu? Da. Din pântece. Cum a fost copilăria voastră? Pă, cum sunt la familiile de lăutari. Ok, poți să dezvolți? Copilării frumoase. Adică copilării frumoase. În primul rând am fost ținuți în frâu, uh-huh, până la o vârstă, uh-huh. Ai înțeles? El a fost și nu mai mult, până la o vârstă mai mult. Eu da, îți dai seama că eu am studiat instrumentul, eu am studiat și pian, am studiat și chitară, am studiat mai multe instrumente. Tu, Norocel, nu ai studiat niciodată un instrument. El a încercat, da, el a încercat. am încercat pian, role, skateboard. Role, skateboard, da. Na, calculator, am încercat să instaleze Windows-uri. Nu, aici minte. Da. Nu, el venea și mi-a instalat Windows-uri, ce crezi? Venea și îmi băga... Și mai rău îl stricam. Mai rău îl stricam. Mai rău îl stricam. Da, și vrem să zicem că de la mine îl cheamă Adrian. Ia povestiți-ne și nouă o prostie, dar ați făcut-o împreună în copilărie. Dar ați mâncat bătaie de la părinți sau mai știu nu, eu. Nu, spun eu una. Dar ați fost pedepsiți. Ascultă-mă, nu, spun eu una bună, bună, rând de tot. Acum, un prieten de nostru foarte, foarte bun. Nu răspundea la telefon. Noi obișnuim să... Tu, bine, el de fapt,
cu tine nu ne-am permite lucrul ăsta, nu răspunzi la telefon, ok, venim peste tine în casă. Uh-huh. Am intrat peste el în casă, lumina stinsă, beznă în toată casa, ne-am dezbrăcat aproape total și ne-am băgat în pat. E, când ne-am băgat în pat, n-am auzit și noi o voce, de fapt vocea lui, am auzit o voce de femeie. Noi când am văzut treaba asta, am crezut că e măsa. Măi, ne-am urcat peste ea în pat și am luat-o în braț, am luat-o pe bună braț, că e el dezbrăcat. Bă, mule, să vine cineva, să ia în braț, în somn, dai seama, te sperii. Dar de fapt era nevastă sa. Dar voi câți ani aveați atunci? 20 ceva. Păi stai că deja noi vorbim de copilăria târzie la voi doi. Da, nu, s-au întâmplat lucruri mari și... mici. Să zicem ceva, când eram noi mici. Ce s-a întâmplat așa, wow, când eram noi mici? Mi-a foarte mult, îți dai seama că s-au întâmplat... Nu știu că la el nu, el a primit numai note bune, avea numai 10 la biologie, la istorie. Dar tu ai fost copil problematic? Când erai mic? Nu cred. Nu, nu cred. Nu, dar el a făcut școală aici. El nu prea vorbește bine română, a făcut în Italia. Păi am fost în Italia, dar el nu știe. El nu știe nicio limbă, el nici română nu știe. Dar ce ai făcut în Italia, Adrian? Am fost cu mama și cu tata. Și ce făceai acolo? Păi eu nu făceam nimic, doar mă duceam la școală. Nu, maică. Da, eu doar mă duceam la școală. Tata ce, ai la... vrut să spui ceva? Nu, nu pot să spun. Lasă că zic eu mai încolo. Da. Dar zic tot. Da, nu. A fost în vacanță. Din ce știi? Da, mă, și-am furat odată în Italia, la școală. Ai furat? Da. Ce ai furat? Odată de mai multe ori? Nu, odată am furat. Stai că sunt curios ce-am furat. Ca să înțelegi, furat. Tu fura. Nu, mă, stai să vă zic. Mă, îl trimitea, mă, să du-te, mamă, fura aia că ești copil și nu te bagă pe tine și nu-ți face nimeni nimic. Separat. Separat. Dar tu câți ani aveai? Când făceai furăciunile astea, câți ani aveai? Bă, aveam 7-8 ani. Nu, aveam 7-8 ani, eram la școală, dă-te-n... 7-8 ani de când furai sau 7-8 ani? Nu mai știu că și mama fura. Nu furau cu toți acolo, frate, adică nu era... Dar eu vreau să știu ce furați mai întâi. Parfumuri. Da? Da. Bă, scumpe. Dar nu mai e poliția, nu? Nu, da, că nici măcar nu e la noi și pe teritoriu. Da, exact. A? Poate cine știe, fura, știu eu... Haine, parfumuri, ce? Băi, cum era atunci? De drumul da, mă, de vorbim. Fura, nu, dar da. Ulterior s-a... Auziți, mă, stai să vă, că vreau și să vă povestesc. Povestește-ne, te rog. Apropo de furat. Eram la școală în Italia și doar ce a apăruse Spider-Man. Ma. Filmele cu Spider-Man. Mm-hmm. Spider-Man 1, 2, 3, nu mai știu. Adică 2000 ceva. 2000 și ceva, da. Acum noi luam masa. La ora 12 luam prânzul acolo la școală. Mm-hmm. A venit un coleg. Și a prezentat că are CD-urile cu Spider-Man, doar ce și le cumpărase. Mare greșeală. Toate trei părțile. El acum eu foc de Spider-Man. La... Activ? Activ. Era de dat seama. Așa. Băiatul ăla dacă știa ce meserie are el, nu le mai prezenta. Da, da, seama. Bă, acum, eu l-am ginit, am văzut. Din prima. Acum luăm masa. Mergem în altă încăpere, cum ar veni. În timp ce mâncau copiii, eu ce zic? Mm. Doamna profesoară, pot să mă duc și eu la baie? M-am dus la baie. Acum... Alea-s de-astea, nu se numesc alea prin, cum sunt în filmele americane. Nu e gen bagi în bancă ghiozdanul. Ai nu, n-aveam. Ăsta... No, vestiar. Ascultă, vestiar, doamna, da. Pot să merg la baie? Da, du-te. Acum, prima oară, ce am făcut eu? Doamne, iau decât un CD-ul. M-am dus acolo în clasă și am luat... Și am luat decât un CD-ul. Erau două. Așa, le-am băgat la mine în ghiuzdan. Acum mă duc înapoi. Hai, bucuros. Am rămas pe gânduri. Ha, stai că nu e bine. Doamna, mai poți să mă duc o dată la baie? S-a părut ciudat. Du-te, ok, da, du-te. Da. M-am dus. L-am luat și pe ălalt. Acum s-a terminat prânzul. Am venit toți copiii în clasă. Cine ridică mâna ăla, copilul ăla? Doamna, mi-au dispărut CD-urile cu Spider-Man. Trebuie să facem control. Da. În ghiozdan. Eu acum, dacă eram deștept, nu le ascundeam la mine în ghiozdan, le ascultam în altă parte. Dar eu copil am ascuns la mine în ghiozdan. Aia, deci nu erai hoț calificat. Nu, mă, era, aveam 7 bani. Mai târziu a devenit. Și acum. Și da și tu. Hai zi continuu, că intrăm și în asta. Da. Și
ne-a făcut controle. Acum când se ajungă la mine, ce credeți că fac? La baie iar. Nu, nu. M-am făcut că mă duc la... Că știam că o să ajungă la mine. M-am făcut că mă duc la mine la ghiozdan și am scos. Le-am scos. Cum au apărut astea la mine? Da. Exact, exact. Doamne, ce sunt astea? Ce sunt astea? Ce era învățat el dacă îl prindea cineva? Nu știu. Doamne. Acum profesoara cum crezi că a făcut? Era script, avea deja scriptul. Da, după când am făcut așa, profesoara cum crezi că a făcut? România! Adrian, vreau să jucăm un joc. Se numește Whisper Challenge, dar o să-l combinăm cu o mimă din partea lui Adrian. Eu o să spun 5 cuvinte. Whisper. Da. O să spun muzică și o să vedem dacă ghicești adică cuvântul și Adrian o să mimeze cuvântul ăla. 3, 2, 1 și... Constipat. Constipat! Oh, bun! 3, vaslui! Stai. 3, 2, 1... Flatulență. Vaslui! Familia mea, dar știu ce înseamnă. Bășină. Hă? Bășină. Trebuie să mimezi. Bășină, trebuie să mimezi, hai. Văicărit! Mă doare stomacul. Mă doare burta. Mă c***. Flatulență. Flatulență. Gata, stop. Muzica. Vascularizat. Bășină. Stai că s-a oprit, ho, gata. Am pierdut. A fost flatulență. Nu știu, mă, ce înseamnă flatulență. Bășină. Păi nu știu. Nu știam ce înseamnă, acum pe bune. Dacă zicea bășină, nu era bine, nu? Ba, mergea, că e sinonim. Păi de ce n-ai făcut mă așa? Păi am făcut... Nu mă așa, nu așa. Dacă făceai așa, dar nu știe mă să mimeze pe bune. Eu nu mă bășesc așa. Dacă mai avem asta... Dar tu cum te bășești? Bă, fraților, nu există așa ceva. Eu sunt curios cum mimeze pe ăsta. Hai, stai. 3, 2, 1, start. Castravete. Hai. Ce să... Mai încearcă, înfulecat. Arată-i. Mai arată-i, hai. Delicios. Mușcat. Hai, continuă. Mușcat. Arată-i. Ce n-ai voie să mai zici tu cuvântul odată? Ba da, castravete. Da, m-a auzit, dar n-are nimic clas. Am reușit? L-a ghicit. Oh! Fii atent. N-a fost mă castravete. Da? Urmă am făcut tot așa mimezi da. Castravete. Păi dar cum e? Cum mimezi tu castravete? Cum a venit prima dată salată, da? Ce faci roșie. Da? Bun, castravete. Bun. Castravete roșie, da. Și ceapă. Da, și faci da. Când le tai. Da, da. Eu așa-s mimă. Hai, așa, dă-i drumul la Maxim. 3, 2, 1. Țânțar. Zidar. Șarpe. Hai mă, cum zboară. Muscă, țânțar. Bun. Și-a revenit, hai din. Bun. Hai. E muzicat atât drumul? 3, 2, 1. Jumări. Ciupitură. Arată-mă că de porc. Arată că de porc. Tăiatură. Tăiat. Da. Mușchi tăiat. Mi-e foame. Mi-e foame? Păi mai zici și tu. Jumări. Ciupesc. Stop. Stop. Ce era? Mamă, jumări. Termostat. Și cum să fie, mă? Păi nu știu, încearcă. Termostat. Ai pe perete așa și se urcă. Aha. Cățărat. Cățărătoare. Mi-e frig. Aha. Mi-e frig. Deci nu se frig. Ce arăți, mă, te scarpi pe mâini? Fii atent. Am ajuns la casă și mă dezbrac. Stop. 3, 2, 1, start. Clop. Scop. Ce-ar vrea să însemne? Miros. Că pinguin. Rață. Rață, mânca. E animal? Nu. E animal? Picături în nas. Picături în nas, da. Da? Picături? Da. Nu. Mai zi-mi o dată. Clovn. Nu mai zipa tare că da, se așa aude. Uite-te la mine. Pinguin. Ce-am zis eu?
Bă, să mă, dacă îmi dau seama ce zice. Zi. Clown. Bun. Bun. 3, 2, 1, start. Enciclopedie. Hai mă, zi odată! Trece timpul! Ce să-ți arăt? Nu știu ce să-ți arăt! Senator! Nu. Uite! Hai mă, enciclopedie! Bun! Aia e? Te ocupe nicină! Fasole. Vaslui! Hai! M-am bășit, iar mi-a spus asta cu m-am bășit? Nu, fii atent acum. Pă bune? Ești băiat deștept. Fii atent la mine. Mănânci cum ar veni. Mănânc. Da, mănânc. Așa. Și acum mănânci. Și acum mănânc chiar. Așa, mănânci și după aia te doare. Și mă doare burta, nu mai pot. Ce mănânci tu ca să te doară burta? Dați-mi și pe o pastilă. Apă. Pastilă. Bravo. Pastilă? Nu. Păi de ce minți, mă? Nu mai mă joc. Hai mă, imită în continuare. Mie. Mănânc. Mă doare burta, aoleu, ce-am e rău! Aoleu, mă doare capul! Ce-a mâncat? Carne, prăjită! Când trebuia să zici carne prăjită, n-ai zis. Mi-e rău, am mâncat ce? Păi nu știu ce-i mâncat. E mâncare? Da. Ciorbă, mi-e rău. Și supă? Mai zic. Supă de linde. Supă de linde. Dacă s-a terminat timpul, gata. Tocană! 3, 2, 1, merge. Berbec. Big Bang. Sârmă. Sârmă. Coșug. tai lemne. Pătrat. Sapă. Poți să fac semn în gură? Animale. Crocodil. Mănânci crocodil. Mănânci crocodil. Ce animal poți mănânci să mănânci? Crocodil. Crocodil. Așa? Oaie. Nu oaie, berbec. Bun. 3, 2, 1, start. Tigru. Mai zi odată. Lăsa-mi familia mea, dar am înțeles. Animal. Gata, nu mai voi zi, mi-ai zis pe buze. Da. Coroană. Leu. Leoaică. Tigru. 3, 2, 1, merge. Anestezie. Fațete. Măsea. Spray. Lidocaină. Spray de nas. Injecție. Ac. Injecție. Paracetamol. Coca-Cola. Ascultă-mă un puțin. Ascultă-mă. Fii atent. Ai un dinte. Ce faci dacă îți faci injecție? Antibiotic. Injecție. Nu mai simt. Anestezie. Da, bun. 3, 2, 1, start. Balanță. Nici n-am fost atent. La mine. Băi, m-a zăpăcit muzica asta. Bă, las-o. Bă, că e bine că te-a zăpăcit. Păi da, bă, dar la mine nu-i corect. Pe mine nu m-ați lăsat să vorbesc. Hai, bă. Eu sunt... Viața ta. Eu sunt șeful tău. Un copil mic s-a născut. Tu te-ai născut. 27 de ani. 27 de... Antibiotic. Antibiotic. Ziua mea. 27. Fără noi. Fără cadou. Noi. Balanță. Bun. Da. Aș vrea să vă întreb amândoi. Da. Suntem cu toții patru de aici într-o meserie unde să mai produce din când în când bacșiș. Na, atenție, stai așa. Așa. Ați furat vreodată din bacșișul produs la un eveniment? Vreau să-mi răspundeți părând. Mai întâi tu, Norocel. Vreau să fiu sincer. Uite, da. Promit că la podcastul ăsta cu tine sunt sincer. Te rog, asta și vreau. Și cred că și asta vor și oamenii de acasă. Da. Da, am făcut-o. Dar și de ce? Mm. Hai să spun de ce. Ce-ai făcut, mă? Am făcut. Ce-ai Nu-ți făcut? Vine să crezi, nu-i așa? Ce-ai făcut? Am furat din bacșiș. Odată.
odată. Nu, mă, nu, ascultă-mă. Asta e puțin fără conștient, nu? Ascultă-mă, nu, stai să-ți explic. Acum sunt niște lucruri, se întâmplă lucruri, cum, la ce nivel? Mai îmi rămân și mie în momentul în care știu că sunt conștient că, băi, am luat suficientă șpagă, să scoatem mașini, să fie totul în regulă, să fie totul, să ia și băieții bani, să fie totul ok. Zic că mai îmi rămân și mie câteva milioane care, na, până la urma urmei, știi? Dar nu asta e bună. E bună când eram mic, de ce furam. M-a băgat tata să cânt. Și acum venea dimineața. Și noi, eu sunt din Călăraș, după cum știi, încă ridicam casa. Știi? În care stau eu acum. E, și eram în construcții. Și ce-mi spunea tata? Tată, ia și tu de aici 2 milioane. Adică eu vedeam teancul de bani, ce bani se făceau, ia și tu, tată, 2 milioane, că trebuie să cumpărăm de-astea, cum se numesc? Materiale. Da. Așa, odată. Tată, ia și tu 2-3 milioane, că trebuie să... Bine, eu aveam undeva la 13-14 ani, nu prea... Dar mofticam, știi, aveam chestia asta, să moftic, că de ce nu primesc banii pe care trebuie să îi primesc. Odată, muncitorii, după care mai treci o lună, mai trec două, tată, trebuie să plătim nu știu ce. Tată, trebuie să luăm draperii. Tată, trebuie să... Păi, într-una, zic, stai puțin. Am înțeles. Cum m-a băgat pe scenă? Ce bani am făcut? Am făcut, și număram, 1.000.000, 2, 3, 4, 5. 2, 3, băgam în buzunar, 2, 3, ducea. N-avea să-mi spună nimeni nimic, pentru că, na, eram... Da. Ai înțeles? Așa am furat. Dar să fur sume sau... Nu. Nu mai acum, în momentul de față. Ce? Da, da, ți-am explicat cum... Nu e o furăciune, practic. Uite, mulți soliști... A uitat adică de ei. Să, da, exact, nu. Ascultă-mă, deci mulți soliști din... Păi ne fură! Minte, mă, nu e adevărat. Ascultă-mă, mulți soliști își au câte 2-3 părți, da? Da. Și probabil știți foarte bine. Eu nu fac chestia asta. Se întâmplă să mai rămână... Deci banii cum să fac la tine în formația ta? Se împarte totul legal. Ok. Mamă, și dacă râs eu singur, vă dați seama. Nu, mă, pe bune se împarte. Eu mă refer la bacșiș. Eu mă refer la bacșiș. La bacșiș, pe la asta, mă... Da, se împarte totul legal, doar că... Dar că mai rămâne lui câteva zeci de milioane. Da, mă, și când îi rămâne lui câte 6-7 milioane și eu nu-i zic nimic, da? Îi mai rămâne și lui la 3-4 milioane. Da, recunosc. Da. Nu spun nimic. Mă, eu sunt omul care, uite, de exemplu, tu cânti cu vioara, da? Și tu ești în față și văd că ai luat 2, 3, 5, 6 milioane. Uite, tu îți rămân 2, 3, 4, 5 milioane. Nu zic nimic. Păi treaba, nu e problemă. Cine rămâne? Rămâne ăsta cu orga care e în spate, nu poate să facă treaba asta. Cel cu percuția și cu stația. Eu acum mă simt, bine, acum am început să mă simt, că înainte nu mă simțeam obligat sau... A durat ceva. Da, a durat, chiar a durat. Mă simt obligat, zic, bă, voi ați luat bani în față. Haideți să facem într-un fel să fie bine și pentru ceilalți. Că, na. Băi, știi ce vreau? Să mergi o dată cu el la treabă. Păi tu ai fost. Păi eu am fost. Și a fost ok, sincer? Da. Păi a fost în față. A fost în față. Dacă era în spate. Dacă era în spate. Vezi, să nu mai stai jos. Bine, tu ai furat? Da. Pe față. Care, ia spune-ne aia, Adiță, care a fost cea mai mare sumă de ai furat-o vreodată din șpagă? Care am furat-o? Da. Cu, neapărat cu mine, neapărat cu mine. Nu neapărat cu tine, nu. Păi nu, acum am furat cel mai mult cu el. Spune-mi, te rog, cea mai mare sumă. Uite, vezi, și îi spun ceva? Aproape de 20 de milioane, nu mai știu, între 15 și 20 de milioane. Dar cum ai făcut? Care a fost procedeul? Am luat bani foarte mulți pe acordiu. Am ieșit în față, la. Ai înțeles? Și băgam buzunar, nu mai dădeam în spate. Dar de ce făceam treaba asta? Și ok, ca să nu-i pierzi. Pentru, nu, toată lumea asta făcea. Nu, nici de cum că nu te plăteam eu bine. Asta nu, Doamne recunoaște. Ferește, nu. Toată lumea asta făcea. Ăla cu vioara făcea la fel, ăla cu clarinetul la fel. Știi? Nu, mă, i-am lăsat să facă, adică i-am lăsat să... Gen să-și facă treaba, să fie totul ok. De ce? Adică și să fie toată lumea mulțumită. Să fie toată lumea mulțumită. Cu toate că eu îi mulțumeam și prin salarii, înțelegi? Dar... Bă, bun, n-am ce-ți comentez aici. Asta... Doar că... Îi mai lăsam să-și facă treaba și așa. Dar nu mai facă așa ceva. Păi uite că ai ajuns la... Există treaba asta, că îi plătești bine și așa. Dacă ți-ar veni un solist, ți-ar da de două ori mai mult decât îți dă Adrian. Ce-ai face? Ce-ai face? Nu m-aș duce. Nu bag mâna în foc. Nu m-aș duce. De ce? Îți jur că nu m-aș duce. Nu? Ia jură-te. Să mă mingea mea dacă m-aș duce. Să... Nu? Nu, mă, bune, ce? Sunteți nebun, ce? Deci nu... familia mea dacă m-aș duce, nu m-aș duce. Băi, mă, doar, un pic... Doar cum? Să nu mai mă înțeleg cu el, să mă cer cu el sau să... Ai vreo probleme. Nu mai mă simt nu, bine. Să nu mai mă simt... De... Dar la bani nu e... Suntem nu există. Suntem prieteni de foarte, foarte mici și la noi, uite, asta e un lucru foarte, foarte important. Băi, vreau să fumez. Adă-i, Dani, o scrumieră. E un lucru foarte, foarte important pe care țin să-l menționez. Faptul că la noi, mulțumesc bunului Dumnezeu, uite, de exemplu, sunt
soliști și instrumentiști care se duc la evenimente, se duc la muncă. Uh-huh. Adică, bă, mă duc la muncă, mi-au bănuții, salut băieți, nu știu ce, plec uh-huh. acasă. Noi ne-am format în așa fel, ne-am format, da, de fapt, noi doi eram oricum formați, uh-huh. dar cu restul, cum să zicem? Restul băieților? Da, gen, așa, ne-am format să, ca și când am fi pe afară. Să mergem ca și când am să ne simțim ca pe afară. Îmi face semn să-i dau țigări. Păi cum, ai furat 20 de milioane și da, n-ai mai țigări? Dar brichetă n-am. Are cauciu. Care e povestea din spatele melodiei Bate tuba și percuția? Cântam, ok, cu alte formații, cu alte orchestre. Nu eram atât de cunoscut. Bine, scosesem niște piese, fusesem la o emisiune care... Aș minți să spun că nu m-a ajutat. M-a ajutat într-un fel, nu cum mi-aș fi dorit eu. Urmează să trecem și la întrebarea aia, da. Dar mai târziu uh-huh. puțin. E, ideea care e? Eram în casă de vreo... Era tot așa. Cam 6 martie, aprilie. Martie, aprilie, cam așa, știi? Eu la mine sunt omul care iarna intru într-un fel de... depresie de asta, nu știu dacă e neapărat depresie, cât intru într-o bulă de asta de gânduri, de ce fac, cum e, uite, nu pot să ies, nu pot să fac, nu prea suport iarna, știi? Și mă făcusem de 93-94 de kilograme, stăteam toată ziua numai în casă, toată noaptea numai în casă, nu mai făceam nimic productiv, nu mai simțeam că totul cam mai aia e, știi? Adică cam până aici a fost. Imaginează-ți că să se întâmple un lucru de genul cu mine, care eu să vii de la Călăraș și să ajungi într-un oraș, nu că e București, că e orice oraș ar fi, să te iau eu pe tine acum să te duc la Negrești Oaș. Hai, descurcă-te, să te arunc acolo, știi? E greu. Și îmi pierdusem un pic din speranță, așa, știi? Chiar vorbeam cu fosta mea soție, îi spuneam că gata, vreau să... nu știu, să mă apuc de orice. Ulterior am auzit și că este însărcinată cu fetița mea. Asta să trăiască. Să rămână, mulțumesc și vouă dacă aveți tuturor să vă trăiască. Și am spus, m-a apucat așa un pic panica, știi? Zic, ce fac? Ce fac că nu produc la nivelul la care aș fi vrut eu și nu produc la nivelul la care m-a ținut tata pe mine, nici măcar la jumătate, nici măcar, stăteam în chirie. Adică vrei să ne spui că erai învățat la un anumit nivel de trai, nu? Absolut, da. Dintr-o dată când ai venit aici? Dintr-o dată când am venit aici, nu puteam să, nu că neapărat nu puteam, nu voiam, acum tu să fii cerul taică tu bani. Cântam, ce făceam, cum făceam, fosta mea soție muncea și ea, era, nu era chiar la nivelul la care mă gândeam eu, știi? Financiar vorbind. Acum ce fac? Îi zic că eu cred că, auzind că este însărcinată, zic că o să plec și o să văd ce o să fac, cum, necum, să fac bani. Ca tu și fata mea să aveți tot ce vă trebuie și tot ce, nu știu, orice în lumea asta, să nu vă lipsească absolut nimic. Da. Eh, omule... Ghea atunci la momentul ăla ce mi-a spus că nu pleci nicăieri, că dacă pleci ne despărțim, n-ai cum să faci lucruri de genul, știi? Și eu am spus, nu-mi pasă. Fata mea nu mai îmi pasă de absolut nimic decât de viitorul familiei mele. Poate să fie, să vină orice. Până la un... într-un anumit punct în care am spus, da, bine, hai că fă tu o piesă, i-am spus. Fă o melodie tu, hai că văd că mie nu mai împrindea nimic. Asta vreau să mai menționez o chestie foarte, foarte importantă. Îl îmbrățișez pe această cale și îi mulțumesc din toată inima și îl iubesc extraordinar de mult pe Nicky Aia Production, care mi-a făcut un calup de 4 piese. Și a spus, norocel, știu că ai nevoie de bani, fiind iarnă, na, o să le vindem. Cu cât nu contează, le vindem. Omule, n-a vrut să le cumpere nimeni. Nimeni. Mi-a zis, Adriane, nu vreau să scad încrederea în tine sau să fac... Nu mă înțelege greșit. Nu vrea să te cumpere nimeni. Păi de ce? Eu n-am... De ce să... Prinsese melodia neagră, prinsese multe melodii și zic, bă, de ce oare?
mi-a spus că nu vrem să-l cumpărăm, ce să facem cu el, nici măcar nu mai are vreo, n-are nicio treabă cu trending-ul, n-are nicio, ce să facem cu el, n-avem ce să facem cu el. Îți dai seama că eu după toată chestia asta pe mine m-a, nu știu cum, m-a dărâmat psihic rău de tot. În fine, a scos o piesă, a postat-o, nu a prins. Știi tu trendul ăla pe TikTok? Nu, mă topești dintr-o privire. Ea a făcut melodia asta și a prins. După ce a făcut melodia asta și a prins, cât de cât, știi? Când m-am întors de la studio, după ce am făcut această piesă, m-am pus în pat, îți dai seama, eu un om care nu mai făceam absolut nimic toată ziua, am fost la studio o zi pierdută în studio, era ora deja 7 seara, ce zic, bă, mă pun în pat, gata, alele mele, mă bag în pat, mi-au dulciuri, numai dulciuri, numai mâncăruri, numai în pat, somn și mă îngrășasem rău de tot, eram dezastros. Ce-mi vine în cap? Zic, bă, dar dacă mă duc eu și fac, am auzit pe TikTok o melodia asta, partea asta, știi? Și zic, dacă de ce să nu mă duc eu acum să fac chestia asta? Că uite, am timp să fac piesa asta? Sau... Tot nu voiam. Băi, zici că mă trăgea ceva așa. Zici, rămâi acasă, bagă-te în pat, rămâi acasă, bagă-te în pat. Poate e episodul ăla de depresie. Cred. Nu, sincer să fiu cu tine, nu știu, nu, și cred și nu prea cred în depresia asta. Acum vreți să vă spun ceva, înainte, acum 20 de ani, când era, cum ar veni părinții noștri și erau supărați sau erau într-o pasă mai, știau de anxietate, vezi că ești anxios, sau ești depresie, nici nu se știa de cuvântul ăsta. Cred eu, poate la alți oameni să știa, la noi nu prea se știa. Ăștia mai deștepți? La oameni mai deștepți, cred că da. La noi nu prea a avut școală, părinții noștri nu prea au avut, știi? În fine. Și lasă-mă să-ți povestesc tot, că le iau așa și mi-aduc aminte, știi? Gata. Stăteam în pat și am auzit partea asta și mi-a venit în cap exact așa. Scoate toba și percuție. Zic, toba și percuție. Zic, ce poate să-i facă pe oameni să danseze? Toba și percuție, până la urmă, nu? Și toate privirile, cui cânt eu? Ei, la ea, știi? Să-i facem talentul mare fel, să-i cânte norocel. Cam aia e, știi? Dar nu aveam eu... Nu mă gândeam că o să fac. Și ți-am zis, era ora 7, ajunsesem acasă după zi de studio și am pus mâna pe telefon și am sunat. Alo, un prieten bun de-al meu, pe care îl respect extraordinar de mult, Alin, care a fost lângă mine și îi mulțumesc din suflet, să-i dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Și pun mâna pe telefon, alo. Vreau să veniți tu cu fratele tău la studio, la sala de repetiții, să facem o melodie. Puteți? Norocele, da, putem acum, venim acum, dar ce facem de clarinet, ce facem, nu știu, faceți rost. Hai, alo, clarinet. Fă la un fel și eu, păi n-am șofer, nu știu ce. Hai, ia șofer că plătesc eu. Îl sun pe, de fapt, să le dea sănătate tuturor cei care au fost acolo la acest proiect, știi? Pentru că au fost lângă mine și m-au ajutat și le mulțumesc din suflet. Am început să sun. Luați-vă șofer. Acum, respectiva fată despre care vorbesc eu, ce spune? Adriane, nu avem bani. Ce? Cum? Taci din gură, îi spuneam. Da, hai, luați-vă șofer, toată lumea. Ulterior, după ce am închis telefonul, mă uit la bani. Aveam 7 milioane toți banii în casă. A doua zi, în fine, ea muncea, nu era problemă. Dar aveam toți banii, 7 milioane în casă. Zic, băi, eu nu am bani. Chiar așa e, m-am uitat așa, zic, nu am bani, ce fac, fii atentă ce faci. Ăștia 30 de lei, îi oprești să ții taxiul, să te duci la muncă. Și ăștia 6 milioane 700, văd de ce-i face. Plătesc șoferi, plătesc băieții, văd de ce-i face. Am tras piesa, am ajuns acolo, toate bune și frumoase. Piesa a fost făcută undeva la 10 minute, 20 de minute, a durat mai mult să o trag așa cum am vrut eu, că a fost muncă, până a ieșit așa cum am vrut eu, știi? Că asta vreau să subliniez că un lucru, noi facem toate piesele care sunt pe YouTube live, sunt exact așa cum sunt și la evenimente, cum sunt și la oriunde ar fi. Ori cântăm așa, ori dacă nu, nu vrem să păcălim. Știi? De exemplu, eu nici nu folosesc procesor de ăsta, nu sunt de acord cu așa ceva. Așa, ajung acasă, omule, n-aveam nici țigări. Nu aveam niciun ban, știi? Mă bag în pat,
mă ia somnul și zic, băi, mă pun să dorm că e ora care e, să mă trezesc și eu pe la 6-7 când vine ea de la muncă, bă, să aducă bani. Mm-hmm. Băi, la nivelul ăsta ajunsesem, ca să înțelegi. Adică, bine, nu e rușine până la urmă că na, de asta doi oameni se ajută unul pe celălalt și îi mulțumesc pe această cale. E, mă trezesc la ora 4 după amiază. Zic, mă, după ce că n-am țigări, am și nervi. Mă trezesc la 4, ce fac eu acum? Nu mai asum până la 7. N-am țigări, ce fac? Ca idee, știi? Mă uit pe telefon, 28 de apeluri pierdute. Zic, după ce că sunt amărât, m-a prins și asta cu ceva. Zic, cam aia e. Cam aia a fost. La revedere. Eu postasem o parte din melodie pe TikTok. Uitasem din somn, nu? Când mă uit pe telefon, 24 de apeluri pierdute de la numere, da? Și 4 apeluri de la fosta mea soție. Acum eu am rămas așa, zic, bă, cine? Iau și sun. Alo. Alo, da, bună seara, Adrian Orocel, da. Când putem să ne vedem să-ți aducem arvună pentru data cutare, dacă ești liber, 1000 de euro, 1500, alo, da, 500, alo, da, 1000, alo, da, 1500, alo. Vorbeam cu oamenii la telefon și n-aveam țigare să fumez. Te trezești în somn, mai văzut că-ți vine să fumezi. Și nu aveam să fumez, zic, stați puțin că vă sun imediat. Ia taxiul și vin acasă, adu țigări multe. Adu țigări. Jackpot. Da, vino că nu mai, vino acasă. Nu aveam nimic în casă, niciun ban. Într-o săptămână, maxim două, să nu vă mint, separat de cheltuieli prostească, sincer să fiu, aveam în două săptămâni 10.000 de euro puși deoparte în casă, deoparte, neatinși, cred, cam așa, și bani din toate părțile. Ce explicație găsești tu la treaba asta? Dumnezeu? Dumnezeu e cel mai bun prieten al meu. Și fata mea, binecuvântarea mea din casă, care mea, hai, m-a, Dumnezeu și fata mea pentru mine sunt cele mai importante și mi-asum ce spun în momentul ăsta. Nu mama, nu tata, nu nimeni, fata mea și Dumnezeu sunt cele mai importante persoane, dacă aș putea să zic, adică e ceva divin, poți să zici persoană? Dumnezeu? Dumnezeu ți-a dat când ai avut cea mai mare nevoie. Da. Da. Adică... Și întotdeauna îți dă. Și ne dă. Da. Păi nu știu când să-ți explică, după ce a venit fata mea pe lume, au început să vină bani, eu nu puteam să-mi explic așa ceva, zic... E ceva de... Mă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu viața mea? Știu eu pe cineva care a fost norocos de când s-a născut fata. Și tu? Eu n-am crezut, auzeam la oameni că de când a venit copil, că de când a venit copilul meu pe lume, uite, așa, zic, bravo, bă, a fost o întâmplare, zic, probabil, nu credeam în așa ceva, știi? Dar din momentul în care, mă, până să se nască, ce să mai, am florit, zici că am florit ceva, păi dacă eu, că aici am vrut să ajung cu piesele, calupul de piese care au vrut să fie vândute, că nu-l cumpărăm, că n-a intrat în trending, piesa, cum ar veni, a zis Dumnezeu, nu vrei să-l cumpărați. Nu vrei să cumpere asta, Claudiu, da? De ce? Că nu a ajuns în trending și că nu știu ce. Eu, după două săptămâni sau o săptămână după ce am scos piesa, nu a intrat în trending. N-a mai intrat de mult. Eu o să-l pun pe locul 1 în toată România. Și m-a pus pe locul 1 în toată România. Cât a stat în trending atunci, că ei nu mai știu. A stat ceva, parcă, nu? Pe locul 1, cred că a stat vreo 2-3 zile, n-a stat mult. Dar vreau, eu mă gândesc așa la răspunsul lui Dumnezeu față de suferința mea în mine așa pe care am avut-o. Zic, cum nu vrea să mă... Până la urmă și 500 de euro de piese pe mine m-a ajutat. Înțelegi? Și 200 de euro și 250 de euro și vrei să vă mint 150 de euro dacă îmi dădea de piese. Pe mine m-a ajutat. N-ați vrut să cumpărați. Da, dar poate nu mai... Asta vreau să zic. Nu mai ieși. Nu știi că Dumnezeu nu-ți dă când vrei tu, îți dă când consideră că... Știi el că ești pregătit, nu? Să-ți dea. Poate nu mai era vedetă. Chiar te consideri acum punctul ăsta că ai ajuns vedetă? Cu toate că foarte mulți oameni îmi spun că ți s-a urcat la cap și că poate nu te cunosc. Te schimbă într-adevăr. Și cum, cine cum te-a schimbat experiența asta? Te schimbă. În afară de partea materială. Te schimbă, nu știu cum să te fac să înțelegi. Poate să spună el chestia asta acum.
te schimbă? Cum m-a schimbat pe mine? Cum consider tu că m-a schimbat? Dar vreau să fii foarte sincer. Uite din ce-l vezi tu din afară. Da. Cum până vezi la urmă tu? Să fumez că vreau să mă simt cât mai în la rău. Știi cum îl văd eu? Că s-a schimbat în ce ține de muzică. Ok. Înțelegi? Adică e mult mai serios. Înțelegi? Până să ajungă melodia în trending, nu prea dădea preț pe meseria lui și pe muzică el. Nu prea îi plăcea, nu știu. Nu prea îi plăcea. Cred eu, părerea mea. Eu vreau să fac de toate, ca să înțelegi tu. Adică eram omul care nu mă interesa, nu puneam preț cam pe nimic. Zic, bă, dacă e să fie lăutăria asta, eu n-am vrut să fiu lăutar în primul rând, eu am vrut să fiu fotbalist. Adică tata când mi-a adus o pereche de ghete, erau 2 milioane. 2 milioane acum, bine, sunt bani, ai dar... Ai jucat la Brăila, băiatul. Am jucat și la Brăila. Am vrut să mai ia Brăila. Adică cumva a fost impusă meseria asta, practic, când erai copil. Da, e mult mai serios. Fii atent, cumva deci, cred că dacă spate, am stat nu? Să vorbim așa, am vorbit, cred că, ore în șir despre lucrurile astea, pentru că eu, normal, am vrut să fiu fotbalist, tata mi-a spus în felul următor. Bă, tată, lasă, bă, fotbalul ăsta, e nebunii la cap, ci că te faci tu fotbalist, vino, mă, poți să cânți. Și ceream și eu bani, eram copil. Vrei bani? Vino, frate, la cântare. Aveam 12 ani, 11 ani, 9 ani. Dar ce însemna vino la cântare? Doar să stai, să vezi despre ce e vorba, să observi, da? Că dimineața îți dau bani. Dar până să ajungem la asta, eu, ce mă interesează pe mine? Ce m-a schimbat, dacă m-am schimbat în rău? Nu. Mă refer ca om, nu ca meserie. Nu, nu. Din nu. Punctul tău poate de vedere. Poate pentru anumiți oameni, poate e schimbat în rău. Dar pentru mine și pentru noi care suntem în echipa lui, pe noi ne ajută chestia asta cum e el acum. Nu știu dacă mă înțelegeți. E pus pe treabă. Uh-huh. E pus pe treabă și noi... Și practic vă ambiționează și pe voi, exact, nu? Da, exact, da. Foarte mult. Foarte și mult. Am o orchestră care... Eu de mult am vrut să-l văd așa, pus pe muzică și pus pe treabă. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, deci că spui, i-a venit mintea bine, la cap. Și tu vrei să spui că nu m-a schimbat absolut deloc. Păi, mi-ai spus în mașină, nu mi-ai spus în mașină că mi s-a întâmplat ceva. Spune-o și acum. Nu mai știu. Că ai spus că am început să văd lucrurile doar din punct de vedere ca păi lider de orchestră. Pentru alți oameni. Pentru alți oameni, nu pentru noi care suntem în echipa ta. Da, dacă l-am întrebat ulterior. Asta și cu spus. Tine și el mi-a spus nu, cu mine nu. Cu mine nu, și cu noi care suntem lângă el. Nu știi care e chestia? Da, eu iartă-mă puțin, cu alți oameni poate... Na, nu mai vorbește cum vorbea înainte, că e normal. Uh-huh. Mă, te schimbă. Cine spune că nu te schimbă, te schimbă. Uite, de exemplu, vreau să spun o chestie foarte importantă. Eu acum, având atâtea pe cap, venind deodată lucrurile astea pe mine... Dă-ți seama, eu acum un an, doi ani de zile, să zic, nu prea am păsat de absolut nimic. Adică dacă aveam 1000-2000 în casă, ce fac cu ei? Păi mă duc și mi-au ceva, sau haide mergem într-o vacanță, sau o gagică, hai să mergem nu știu unde, hai ce facem? Păi am 2000-3000, hai ce facem? Hai să plecăm să spargem, știi? Uh-huh. Nu prea mă interesa de absolut nimic. E, acum, venim fata mea pe lume. Ți-a dat un scop? Absolut. Uh-huh. Da, da. Da, chiar mi-a dat un scop. Nu. În fine, o să ajungem și la asta, că vreau să-ți explic mai multe, dar dacă eu sunt stresat cu orchestra, fiind ceva nou, eu nu am avut până acum o orchestră, o formație, nu știu cum... Să gestionez. Nu știu, da. Bine, acum știu, știi? Cât de cât. Și a fost cumva responsabilitate pe umerii tăi, nu? O responsabilitate, una dintre ele, da? Copilul meu, care e, până la urmă, o responsabilitate care tu știi și... Na. Nu știi cum să... Ce să faci? Cum? E mic? Ce să-i faci? Cum să fie? Cum să fie bine? Cum? În ce fel? Să fii bine și acasă. Să fii bine și cu nouă personalități. Nouă. Psihologul la nouă oameni. Da? Ok. Și cum trebuie să faci asta? Păi, nu știu. Hai să vedem. Hai să o luăm ușor. Da? Hai să vedem cum facem. Răbdare, da? Deci, asta odată, doi la mână în casă, trei, copilul, până la urmă, na, el știe despre ce vorbesc, patru, clienții. Eu am las și clienții. Și uite, eu înainte lucram cu un manager și acum mai suntem așa câteodată în... Dar vreau să mă ocup eu pentru că nu accept oameni care se bucură la un leu, doi, trei lei. Ai înțeles? Și nu vreau să adică intru mai mult... o experiență nasoală. Da, da, nu vreau să intru mult în acest subiect, știi? E, eu venind de la Călăraș aici în București, stăteam de fapt și bine, și acum, de fapt, în chirie.
Nu? Cum? Nu am nimic cu oamenii care locuiesc în chirie. Doamne iartă-mă, nu? Eu sunt construit în așa fel încât fata mea s-a născut, nu crește fata mea și nu deschide ochii pe o casă care nu e ei. Eu trebuie să fac la un fel să iau o casă. Altă grijă. Da? Să organizez botezul fetiței mele. Cum fac eu asta? Eu nu mi-am organizat nici majoratul. Ha, eu la majorat, la mine am ajuns la ora 12. Oamenii erau surpriză, acolo. Surpriză, surpriză. Da, ei erau acolo. Să, a venit să cânte. Eu am ajuns la ora 12. Mi-a zis, băi tată, unde ai venit? Te-ai venit să cânti? Și zis, nu tată, mi-am făcut duș și am venit. Din câte v-am spus, să vii tu la mine acum și să spui... De... Bine, dacă îmi spui o dată, nu iau în seamă. De două ori. Nu iau în seamă. De trei ori. Să vii la mine să-mi spui lucruri... Să mă agiți și să mă stresez mult mai mult decât sunt eu și să... Am și eu nevoie de odihnă la un moment dat, cu toate că sunt prea tânăr și prea la început de drum să spun că am nevoie de odihnă. N-am voie să fiu obosit, din punctul meu de vedere. Dar mi-e somn. Vreau să dorm. Ce înțelegi? Direct. Să dorm. Mi-e somn. Și după ce mă trezesc din somn, le facem pe toate. Au venit deodată foarte multe pe și mine. Și nu știi că o să le gestionezi. Nu știu, omule, da. Adică ușor, ușor le învăț. Cum ți-ar da unul, ți-ar veni și $1,000,000 și toate și chestiile astea. Și îi pierzi imediat. De ce, Adrian, ia. Da. Ei pierde. Ei, unii de bagă ce la jocuri. Unii se joacă, da. Care unii? Nu eu, nu eu. Nu, nici eu. Nu mă joc. Deci nici aveți, o să ajungem, aveți, o să ajungem. Aici vreau să ajungem. În afară de țigară aveți un viciu. Nu. Mai am un viciu. Bine, uite, eu nu mă joc, nu am de-a face. Le-am acum cu rușine față de părinții mei, am spus că o să fiu sincer. Din chiar toate te rog. Punctele de vedere și cu rușine încă o dată, la ce cameră să mă uit? Uite aici. Ta, aici, da? Cu rușine, mare rușine, da, față de părinții mei și de apropiații mei, o să spun că am încercat tot ce înseamnă, bine, aproape tot ce înseamnă lucrurile astea. Tu te referi la jocurile astea de noroc? Și, sau la toate vicii? Și la aproape toate viciile. Dar eu am înțeles ce acum vreau să transmit și un lucru. A fost o perioadă să... îndelungată asta nu, de... Nu, nu, n-am nu, pomenit-o nu, noi? Frate, nu, nu? Ascultă-mă. Pot să vorbesc direct, bineînțeles, direct, da, da. Să vorbim despre droguri și toți cei care, toți cei de acasă... substanțe stupefiante. Să vorbim despre substanțe stupefiante. Ok. După cum vedeți, Adrian Orocel e foarte transparent și chiar vrea să audă oamenii de acasă toată povestea. Toți cei care ne urmăresc pe TikTok, pe YouTube, peste tot, vreau să asculte cu foarte mare atenție, mai ales cei mici care... Uite, uitați-vă și voi ce țigări fumez eu, albe. Astea sunt unele dintre cele mai slabe țigări. Deci am fumat, sobranie negru, sobranie roz, sobranie așa, vrea să mă las. Ai înțeles? Am încercat încă o dată cu rușine față de părinții mei și de toți apropiații mei și de clienții mei și de toți ei mei. Dar am ajuns la o concluzie și asta vreau să fie o lecție așa pentru toți cei mici, mă refer eu. Pot să dau exemple în detaliu, nu? Nu nume, exemple. Da, exact. Da, da. Că nume nu vreau să... 4 oameni, bărbați, într-un hotel, dezbrăcați, în pielea goală, da? Cu o farfurie în față, ok? Și cu 2 sticle, 3, 5 sticle de... Nu mai contează, da? Și stăm și ne fac figură așa și plângem, ci că ne-am răcorit. Și atunci întrebăm, unde e distracția? Nu, lasă, stai puțin. Odată. Că vezi, Doamne, poate ăsta este modul tău greșit, subliniez, în care te... Vezi, Doamne, uiți de probleme și te relaxezi. Foarte greșit din punctul meu de vedere. Am făcut și eu chestia asta odată, de două ori, da? Eu eram mic, de ce să mă descarc eu? Eram foarte mic. Adică, ce fac eu aici? Tu acum cât timp vorbești de treaba asta? Eu vorbesc de... Eu am 23 de ani, că aveam 15 ani, 14-15 ani. Mamă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că le-am încercat de vreme și vreau să spun ce am concluzionat din chestia asta. Am făcut-o odată, am făcut-o de două ori, am făcut-o la un moment dat, am ajuns și zic, bă, ce caut eu aici? Pentru că masa asta despre care vorbim noi în această poveste te costă.
pe mine câteva sute de euro, 1000, pe tine câteva sute de euro, pe tine câteva sute de euro, pe tine câteva... Banii ăștia pe care eu, din punctul meu de vedere, eu îi cheltuie aici 1000 de euro cu voi la masă și trece noaptea și se face ora 5 ziua, 4-5 ziua și mă pun în pat și mi-e rău și mă culc și asta, astea sunt rezultatele. Ți-e rău, nu te simți bine, nu ești ok, te simți bine doar atunci, în momentul ăla, adică totul e spre rău. Și bani pierduți. Și bani pierduți. Banii ăștia, mai bine mi-au o gagică. Mă duc o zi. O zi, două, trei, mă relaxez, spa, sunt atâtea moduri în care te poți relaxa. Astea sunt doar niște, uite, și cu jocurile. Știi cum m-aș duce eu într-un casino? Și el știe foarte bine treaba asta. Poate să râdă, poate să nu râdă, nu-mi pasă, că oricum dacă râde, nu-mi face nervi dacă râde. Că știe că nu mint. Ce are, mă, frate? Nu, zic așa, că tu mai râzi așa degeaba. Nu râd. Iau 3 milioane. Uh-huh. Și intru într-un casino și spun, băi, ăștia vreau să-i pierd, să-mi pierd timp așa, să beau un suc, să mai stau, să mai vorbesc și să mă joc așa, să vedem ce... Îi pierd, intru cu asta în cap. Ăștia 3 milioane vreau să-i pierd în seara asta, doar așa să nu... Nu trebuie să te duci cu gândul să câștigi. Pentru că e un aparat, adică voi știți exact despre ce vreau să vorbesc, sunt niște aparate. Nu poți tu să câștigi, tu să păcălești tu curentul, niciodată în viața ta. Astea l-am învățat și eu mai târziu, pentru că și eu m-am jucat toți banii mei din buzunar, că era mic. Aveam un prieten care el lucra la casino, vezi că intru și eu, hai intră norocele repede, la pleci. Prieten. Așa cu casino, cu substanțele astea interzise, la fel. V-am spus, am ajuns la concluzia în care zic, bă, ce fac eu aici? Ce caut eu aici? Eu avem prieteni și bine, prieteni, de fapt, oamenii cu care... mă întâlneam acolo și în alte părți, aveau peste 25-30 de ani. Uh-huh. Zic, ce caut eu aici? Deci tu erai cel mai mic de acolo, cel mai mic, nu? Da. Pe poate era influența negativ, da. Nu eram influența, pentru că, hai să spun de ce, eu sunt o persoană foarte, 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 foarte puternică, ca când am zis nu, la mine și ce poți să faci? Dacă tu încerci, dacă am zis nu, și tu spui, ia Adriane, te văd dușman. Dacă am zis nu, e nu, ia-l. Și îți fac contra ta, de 10 ori, înțelegi? Nu mă las influențat de absolut nimic și asta îi mulțumesc bunului Dumnezeu și sfătuiesc pe toată lumea, toți cei care ne privesc, să nu facă lucrurile astea, pentru că le-am făcut din propria experiență, le vorbesc, și nu au adus nimic bun decât bani pierduți. Ți-e rău, nu te simți bine, că înainte era o modă, am văzut eu, ce bine o modă. Cum o vedeam eu ca copil, știi? Zic, bă, mergem, stăm, hai să băgăm, hai să facem, hai să nu știu ce. Și acum, bine, eu cred că și fata, mă, nu știu, și chestia că am plecat. Cred că da, și chestia că am plecat. Maturitatea, cred că odată cu nașterea fetiței, da, a venit și o maturitate, nu? Și asta, dar și plecatul din Călăraș. Când am plecat de acolo și m-am văzut... Ai rupt orice legătură, să zicem. Lasă că și asta, dar m-am trezit singur într-un oraș. Hai, descurcă-te. Cu ce? Un geamantan de haine. Și un telefon. Bănuiesc că și orgoliul tău nu te-a lăsat să ceri bani de la părinți, nu? Nu. Păi tata n-a vrut să mă lase să plec. Unde pleci tu, tată? Cum de să te duci tu, tată? Rămâi acasă aici la Călăraș, tată. Rămâi, tată. Ce mai să știu fac, pe cineva. Tată? Da. Ce să fac, tată, la Călăraș? Ce să fac la Călăraș? Vezi că plec, vezi că plec. Am plecat. Când am plecat, există o persoană care îi mulțumesc din toată inima, pentru că m-a susținut și financiar și moral. Nu vreau să-i dau nume, nu vreau să pomenesc absolut nimic, doar că a fost lângă mine din orice punct de vedere și, sincer să fiu, nu cred că aveam aceeași încredere în mine și nu ajungeam să-mi formez caracterul ăsta dacă ea nu era persoana asta, știi? Și îi mulțumesc pe această cale. Deci e o persoană de sex feminin, nu? Exact, da, da, da. N-am cum să mint. Adică poate să supere oricine ar fi. A fost lângă mine și oamenii care sunt lângă mine nu există. Poate să fie orice. Recunosc asta. Și nu o lună, două, multe. Mult timp. Bine, până m-am luat cu fosta mea soție, atunci am rupt orice legătură, știi? Și da. E, m-am trezit aici. Ce ai descurcă? Și m-am... Știi, m-am... Deci cumva, da, exact asta am vrut eu să spun. Exact asta am vrut să spun. Da, m-am trezit un pic așa la realitate. Zic, bă, eu sunt aici singur și trebuie să fac ceva. Eu sunt aici și trebuie să... N-am cum să-l fac. Bă, într-un final e bine.
bine. Nu, nu pot să-l fac pe tata de râs. Uh-huh. Eu sunt aici și mulți știu cine sunt eu, băiatul, sau mulți nu știu, poate aud. Dar când o să audă, să știe că bă, dă din coate, se mișcă, nu merge, se târăște, dar nu se târăște, măcar încearcă să mai meargă un centimetru, dar în față. Nici să stagneze, nici în spate. Înțelegi? Asta e cu viciile astea. Cred că am clarificat cât de cât cu... Ia spune, ne-a zis, tu ai vreodată vicii? Nu. Niciodată? Ba da. Te-aș minți să zic cu ce? Nu știu. Le-am făcut și eu. În afară de țigară. Da, mă. Am jucat și la casino. Uh-huh. Sume mari vreodată? Sume mari. Nu știu ce înseamnă sume mari. Cea mai mare sumă pe care m-am jucat a fost 30 de milioane. A, deci sume mici. Sume, da, nu știu. Păi cum e sumă mică 30 de milioane? Da, uite, vezi că asta zic. Depinde, nu muncește pe 30 de milioane. Păi stai să spun de ce. Sumă mică, pentru că alții care își vând instrumentele să joace acolo. Bine, da. Da, n-am ajuns. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am ajuns în stagiul ăla. Uite, și asta e, mulțumesc lui Dumnezeu și eu. N-am avut în viața mea o datorie. Niciodată, pentru că în mediul în care suntem noi, și știți foarte bine, sunt foarte mulți care au datorii și sunt, deci, vicioși. Cu datorii, uite, încă un lucru foarte important. La noi nu s-a auzit niciodată să încurcăm, la noi nu s-a auzit niciodată că nu ne-am prezentat. Băi, hai să-ți mai zic ceva. Cum să încurcăm noi, că noi la anunțile tale și la cântările tale mai te duci cu mai mare dragul? Ce să încurci acolo? Da, cum să-i încurci pe oamenii ăia? Să vine unul să zică, norocel, îmi dau 10.000. Spun sincer, îți jur, te duci la păi petrecerile angajate. Păi nu, auzi cum a pus nașul problema, a zis, dacă vine cineva și îți dă mai mult. Am pățit. Și? Refuzată. Nu există așa ceva. Pe atâta timp cât eu cu tine, tu ești Claudiu, prietenul meu, da? Punem problemă. Claudiu, vezi că la ora... Bine, cu astea nu prea sunt serios. Cu orele sunt cel mai dezastros. Ai și văzut chestia asta. Am observat. Bă, să știi că nu e mereu așa. Nu. Deci cu orele cum? Cu prietenii mei. Adică da, mai sunt că tu stai după... Cât ai stat azi după mine? Da, e adevărat. Dar credeți-mă că la cântare, eu de multe primul. Ori ajunge da. Primul, vă jur. Deci e mai rar așa ceva, să vină solistul primul să fie acolo și el sună. Primul, nu? Da, șeful, și el sună. Băi, haideți, mă, și mie nu-mi vine să cred. Mie nu vine să cred. Ca să înțelegi tu o chestie importantă, sunt foarte dezastros cu programul, sunt sub orice critică. Oamenii se întreabă, băi, are ceva cu mine de nu-mi răspunde, ce se întâmplă de nu mă sună înapoi? Sau... Uit, dorm câte 12 ore, 10 ore și uit. E, când e vorba de meseria mea, eu nu mai exist ăla. Sunt alt om. Nu mai sunt Adrian. Sunt norocel. Adrian norocel. Sunt norocel. Da, știi? Și cine e norocel? De unde am luat-o norocel? De la tatăl meu. Nu? Cine e tatăl meu? Tatăl meu este... E... Nu știu cum să vă explic. E icoana mea. Tatăl meu și mama mea. Da? Și n-am cum să pătez imaginea familiei mele pentru nimic în lume. Referitor la ce ai spus tu, cu dacă primești mai mult. Am pățit. Să mi se ofere, domne, că îți dăm, uite atât, vino la noi la evenimentul nostru, te rog din suflet, fă la un fel că uite așa, uite, dar cum, în ziua evenimentului, omul, eram la tine, la eveniment și m-a sunat Adiță, Adriane, m-a încurcat Vasile, vino la mine și Vasile, e un nume așa, random, exact. West guess. Și ia-ți toată trupa și vine la mine, fă la un fel încurcă și că-ți dăm o sumă ca un mai mare. Să spun sincer, cam mișcat. Dar acum ce... M-am gândit, zic, mă, oamenii ăștia, poate unii se chinuie, poate unii nu se chinuie să-și organizeze un eveniment important din viața lor. Poate pentru noi, sau nu neapărat, este ușor să chemăm un lăutar să ne cânte, da? Și să organizăm o nuntă. Dar pentru unii oameni, uite, de exemplu, am avut niște clienți care mi-au spus, Adriane, noi am muncit pentru nunta asta 4-5 ani de zile. Și când am auzit așa, zic, cum aș putea eu? Cine sunt eu să-ți iau ție fericirea? Cine sunt eu, un om la fel ca tine, să-ți iau eu ție fericirea dacă atâta timp când noi am vorbit un lucru? Uite, de exemplu, eu fac contracte oamenilor, da? Pentru mine contractul ăla nu înseamnă nimic. Știi chestia asta? Pentru mine, eu când mă găsesc, eu mă văd cu oamenii, cu clienții mei, eu personal. De ce? Ca să-ți explic de și de ce. Să ne cunoaștem. Mâncăm împreună, bem o cafea împreună, văd ce fel de oameni sunt, ei văd ce fel de om sunt eu și în momentul în care am vorbit și am clarificat, la ora de eu sunt acolo la evenimentul tău. Asta ține de seriozitatea mea și asta le spun și lor, seriozitatea, corectitudinea.
și respectul sunt pe primul plan. Eu asta ofer. Ai înțeles? Și în momentul în care le spun ok, să ne vedem cu bine și cam atât, pentru mine foaia aia nu mai există. Eu n-am foile la mine, toate evenimentele sunt pe telefon. Eu mă trezesc din somn, alo, da. Mâine la ce oră trebuie să fim la tine, Claudiu? Ora și locația. Păi uite așa, bine, pa. La mine cuvântul meu e lege, când e vorba de meserie. Când nu e vorba de meserie, se mai întâmplă să mai... Da, uite, au mai fost și cazuri în care au fost, de exemplu, aveai petrecere în ziua respectivă și te-a mai sunat cineva, băi, poți să ajungi și la mine? Și ne-am împărțit, știi? În o cel singură mai dată caz, s-a întâmplat. În cel mai rău caz, așa. O singură dată. La, unde ai fost cu noi. Da, da. O singură dată s-a întâmplat. În cel mai rău caz. Și crede-mă că mă simțeam vinovat. Adică eu vorbesc cu tine că stau până la sfârșitul evenimentului și după m-am dus cu rușine așa la tatăl copilului și la Naș. I-am spus, auzi cum i-am spus, îmi dați voie. Mă, ca copii de ăștia mici, ca la școală, îmi dați voie, vă rog, să lipsesc o oră, două? Știți ce mi-a spus oamenii? Pe care îi îmbrățișez și îi respect din toată inima. Norocele, du-te și fă-ți treaba, nu e niciun fel de problemă, atâta timp când noi avem muzică aici. Ce-ar face Adrian Norocel dacă ar fi pentru o zi președinte sau ar schimba? Băi, ce-aș face dacă aș fi președinte? Nu m-ai întrebat. Vreau să te aud pe tine primul ce-ai face dacă ai fi președinte. Pun întrebare. Ce-ai schimbat tu? Băi, dacă m-ai întrebat pe mine... Pe amândoi. Știi ce-a schimbat în primul rând? Mm. Aș renunța la telefoane. De ce? La telefoanele cu internet. Asta e o discuție de-a noastră pe care noi, dacă intrăm în ea, o să vorbim, cred că, 3 ore. Pentru că e... Teoria conspirației ce e asta? Nu te ascultă. Nu. Dar? Adică consider că atunci când ieșim afară, nu, pe stradă... Nu mai există... Interacțiune. Interacțiune. Nu mai există, da? Interacțiune, exact. Toată lumea asta numai pe telefon. Și să existe internet... Doar acasă. Doar în casă. De. Cum era înainte, la calculator, aha, la laptop, atât. Uh-huh. Atât să existe internet. Adică când am ieșit pe stradă să vorbim, să râdem, să povestim exact cum era înainte. Exact, uh-huh, cum era înainte. Eu asta aș schimba. Mai mult de atât nu știu. Observ, nu pot să intru în politică, nu pot să... Da, nu. N-am idee, știi? Observ. Uite, asta aș schimba. Nu mai există niciun fel de interacțiune de asta și la evenimente. Mă uit așa la oameni, toți... Și când noi cântăm... Live, mă, live, story, live. Cam atât. Adică nu se bucură de momentul în sine. Adică stă în lumea aia virtuală. Noi, da, și noi la fel, uite, am ajuns de, ieșim afară și stă numai așa. Da, mă, da, și nu știu ce, da, ai dreptate. Băi, Adriane, da, hai să-ți arăt ceva. Și ne regăsim acolo. Dar nu asta, știu de ce. Odată am, și eu am schimbat chestia asta, că asta vorbeam cu el. Odată. Și dacă aș mai fi președinte, ați văzut filmul ăla cu dictatorul? Da, l-am văzut. Aș face o zi chestia asta. Semănă un pic cu el. Aș face chestia asta, adică la modul cum. Îmi doresc lucrul ăla. Păi, Adriane, nu se poate. Da, ha, da. Dar să nu-i trimită. Bine, de fapt să-i trimită într-un alt oraș. Da. Ai înțeles? Da. Așa, mi-aș dori să existe pe toate străzile doar poze cu mine. Așa. Cu tu personalități. Ceașcă, mă, ceașcă. Da. Mi-aș dori nu că să... e mai ceva. Mai ceva, da. Să, nu știu, să... Toată lumea, când eu spun... Asta așa este verde. Da? Așa e, Adrian, e verde. Da, bine, el oricum știe chestia, mă, deci aia. Ce culoare are Dacia asta? Da. Nu, dar deci el vorbește exact în film al Wadi, știi pămâne? Ce ai? Uitați, știi ce ați mai schimba? Ăștia care sunt boccii. Vorbesc în termenii noștri. I-aș pune să dea un test. Ai primit vreodată avansuri de la o persoană de același sex? Da. Și cum a reacționat Adrian Norocel la aceste avansuri? Știi cum am reacționat? Aveam un prieten, finul meu de fapt, care noi știam despre un anumit om, da, că mă, n-am nimic cu ei, ferească Dumnezeu, am și prieteni care sunt așa și nu am nimic împotrivă, doar că eram curios de unde poate ajunge mintea unei persoane de genul. Pentru că n-aș fi putut să întreb bine, cunoștință de fapt, că prietene mult spus. Cunoștința mea care este în genul ăsta, să întreb, auzi, dar cum și cum? E, nu știu, mi-e rușine, știi? Și am vrut să văd unde poate... Până unde ajunge? N-am nimic cu persoanele care sunt
în felul ăsta, nici cu femeile, nici cu bărbații. Și tu m-ai întrebat cum am reacționat. Am intrat în subiect un pic, pentru că voiam să aud cum se dă la mine. Erai adică, curios ce se întâmplă. Cum, adică, până unde se ajunge. Cum, de ce a venit curiozitatea asta ta? Mă, ăsta nebunit, hai să spun, ăsta nebunit și îmi spune mie într-una că eu n-am nicio treabă, că eu sunt și cu masa asta, dacă ar avea viață, eu n-aș avea. Într-adevăr, referitor la viciile pe care, întrebarea pe care mi-ai pus-o tu, am omis să spun chestia asta, din respect pentru fosta mea soție, nu pot spune acest viciu. O să ți-l spun ție după, dar probabil ai înțeles. Am un viciu pe care nu pot să-l spun din respect pentru fosta adică mea soție. Femeile. Nu vreau să răspund la... Ceva de genul. Nu vreau ceva să de genul. Aia. Ai înțeles? Da, ăsta e singurul meu viciu pentru, nu știu, nu știu de ce și cum și în ce fel. Da, da. Și poate asta cu persoana de aceea sex e că nu ai văzut cum e acest viciu? Măi, eu sunt foarte curios ca om, așa știi. Vezi? Și fii atent, ia ascultă-mă. Am vrut să văd, eu știu cum abordez o femeie. Știu cum o femeie mă abordează pe mine. Da? Și eram curios, mă, ei cum or aborda, adică... E același lucru, Adrian. Nu e, mă, același lucru, că eu, uite, de exemplu, i-am spus și nu e unul. Mulți mi-au scris și mi-au făcut avansuri. Foarte mulți. Și le-am spus... Cunoscuți? Mai puțin cunoscuți și mai mult cunoscuți, adică, da. Și le-am spus, băi, hai să spun o chestie, exact așa îți citez. Hai să spun o chestie. Nu te supăra pe mine, nu sunt genul de persoană care să... Nu sunt. Nu sunt ceea ce crezi tu sau nici măcar nu sunt curios să încerc să văd dacă aș fi. Că ai văzut că se zice că nu știi dacă ești într-un fel anume până nu încerci. Nu știi dacă îți place ceva până nu încerci. De-a spus, nu sunt curios nici măcar să încerc. Nu vreau să te superi sau să mă înțelegi greșit. Am cunoștințe care... Dar... Nu, au înțeles-o greșit, îmi tot scriau, știi, și până la urmă am blocat. Și, bine, unii nu mi-au înțeles, unii au înțeles și nu au mai continuat să facă asta, unii n-au înțeles. Și asta am avut curiozitatea asta, dar bine, asta s-a întâmplat acum, aveam eu 16 ani, 17 ani, știi? Bine, ei mi-au scris și momentul de față, îmi primesc mesaje cu poți să vii pe la mine să mă ajuți cu nu știu ce, eu știu deja ce... Schimbăm un bec. Da. Și îți dai seama că nu... Nu merge ghiuveta. Da, bine, mă, v-am spus, poate că ei un elementul lor, așa li se pare normal. Da. Ei încearcă, mă, tu. N-am avut niciodată. Un bărbat, nu, ascultă-mă, un bărbat, cum o încearcă cu o femeie? E în elementul lui și o încearcă, nu? Cu o femeie. O femeie, în zilele noastre acum, mult mai multe femei încearcă primele cu bărbații, da? Așa și ei, probabil, încearcă, știi? Poate le merge? Curios? Da, Adrian. Ce anume? Ai primit vreodată avansuri? Da. 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 Și cum le-ai mesaje? Și cum ai reacționat tu la toată treaba asta? Exact așa. Eram curios cum abordează. Dom'le, mi se pare cum ar veni și zic, bă, cum, ce-o zice? Adică cum, știi? Și am vorbit, nu mă feresc, am vorbit până în punctul în care trebuie, eram aproape să ne întâlnim. Da? Dar stai puțin, ce te-a făcut să refuzi până la urmă să vă întâlniți? Mă imaginam... Păi nu a refuzat, ne-am întâlnit până la urmă. Stai că asta vreau să o aud. Deci explicați-ne ce s-a întâmplat. Între noi sau? După aia între voi. Îmi imaginam cum ar fi. Așa. Mă imaginam un fel și fel de poziții cu el, știi? Era mai plinut sau mai... Ce ți imaginai? În act. Știi? Deci avea film. Îmi imaginam actul. Da, era? Știi, direct. Băi, da, stai direct. Puțin, stai așa puțin, da. Că eu nu mi-am imaginat actul. Eu da. El și l-a imaginat. Că, păi... Eu da, mi l-am imaginat. Mamă, deci... e mult mai profundă situația. Dar v-ați gândit vreodată că poate aveți și o altă orientare? Da, m-am gândit și eu la fel. Și cum v-ați răspuns la întrebare? Nu-mi place. Că? Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut gândul, așa. Băi, cum Băi, eu vrei să spun cum am aflat că nu... Nu, uite să știi că el a încercat. Ascultă-mă, foarte multe femei mi-au spus în felul următor: Adrian, tu știi ce se vorbește despre tine? Eu mă gândeam că nu știu, că ai face ce mulți... Da, am înțeles, ok. Mulți... Ai înțeles ideea.
E și a spus cum și în ce fel și foarte multe fete mi-au spus. Păi, eu cred că încercarea n-a moarte n-are, știi? Ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin. Adică deocamdată suntem tineri, avem tot timpul. Și dacă bun, să pune și 1.000.000 de euro la bătaie? Parcă nu mai e. El deja ar face-o pe gratis, dar aminte 1.000.000. Nu, nici pe gratis. Nici pe gratis, nu exagerăm. Dar dacă exagerăm. Bine, dar ia dă-mi o sumă, pentru ce sumă ai face? 1.000.000 de euro. Ai face-o? Doar atât? Păi stai mă, stai puțin, ai fi fata sau băiat? Băiat. Și dacă ar trebui să fii fata? 10 2 milioane. Să mărești și tu, 10. Da. Nu mai, și-a zis prețul, gata. Fii atent, da, ascultă-mă ce întrebare spun. Ai accepta să... Deci eu în momentul de față... Nu, mă, tu ai accepta? Mă, n-aș accepta. Nu aș accepta, sincer, nu mă, pe bune, nu aș accepta, de ce? Pentru că imaginea mea în joc. Dacă poate nu se află... Păi, nu, lasă-mă, că nu se află! Păi asta zic, să nu se afle, păi, să fii atent ce întrebare îi pun eu. Să jură pe copiii gring. Fii atent ce întrebare îi pun eu, în felul următor. Îți dau 5 milioane de euro, nu, așa. Mă, dar până la urmă, cine îți dă, mă, ce gay, cât de frumos ar fi gay-ul ăla sau cât de... Da, fii surprins. Fii atent. Pe bune. Auzi? Păi tu de unde ești? Auzi? Te întreb altceva, de unde crezi că am eu bani? E bună. Bună. Măi, stați așa puțin. Fii gen, atent. Am ceva. Eu mă gândesc la sume gen, uite, cum sunt, de exemplu, am nu întâlnit, mă, glumim, am întâlnit traveți. Băi, vă spun sincer, cum să numesc? Da. Persoane de LGBT. Așa. Care nu mi-am dat seama, adică mă uitam și spuneam, băi, n-are cum. Tu îmi spuneai, Adriane, este, nu este, adică, știi? Da, ce, da, da, ce da. Nu e ceea ce pare. Ce și spuneam, băi, nu se poate așa ceva. E imposibil. Așa trăsături și sunt unii care par 100%, adică îți dai seama de la prima vedere. Da, mă, te mișcă. E, fii atent. Auzi ce întrebare îi pune lui. Dacă îți dă unul 500.000 acum pe masă, ți-i pune cash, 500.000. Da. Mă zic că spune 1.000.000. Hai, e 1.000.000 de euro. Fii atent ce te întreb. Fii atent. Nu, mă, mă, fii atent. Fii atent. Dar spune în felul următor. Te filmezi și filmat. Și toate filmarea asta cu tine, da, va apărea pe toate, toate rețelele de socializare. Am voie să zic Telegram, nu? Da. Va apărea pe toate rețelele de socializare, inclusiv la Mânta, la Tactul, la toată lumea. Dar îți dau 1.000.000. Așa. Cheși acum. Îți dau 500 să pun și 1.000.000 să nu spun la nimeni. Invers. Cum, mă? Cum ar veni, îți dau 500.000 de euro să le pun și îți dau 1.000.000 să nu pun, să știm doar noi. Păi și care mai e? Păi, stați așa puțin, să dăm puțin timp înapoi. A zis o chestie că v-ați întâlnit sau cum a fost. Ia, ce ai zis mai devreme? Nu, el când v-ați dat de mâini acum. Adina, când v-ați luat adineauri de mâini, ce ați spus? Ia, mă, să nu de mâine. Că a fost punctul în care amândoi v-ați întâlnit. Da, da. Adică să înțeleg că la un moment dat ați vorbit unul cu altul fără să știți sau care a fost am vorbit unul cu altul. După Facebook-uri fake. Aha. Când m-am vorbit după Facebook? Minte, pe bune, minte. Ți-am spus că o să fiu sincer. Da. Fii atent cum mi-am dat eu seama că asta, aici am vrut să ajung. Uh-huh. Băi, m-am uitat la un film, da. Okay, ok, cu doi băieți. Așa. Și zici, bă, era mai mic, zic, poate, nu știu, dacă sunt sau nu sunt. Da. Întrebări, știi? Da. Vocile. Și m-am uitat. N-au câștigat vocile. Pe asta zic, m-am uitat. Dar vreau să vă întreb, care e faza cu vocile? Ce înseamnă vocile? Vocile din cap, cum ar veni... Depresia, nu? Probabil, gen, nu? Anxietate, da. Am înțeles. E, și mă uitam... Nu știu, nu... Ți-a strânit interes? Nu, sincer nu. Am încercat și să mă uit la alte filme cu... Nu, mă, pe bune. Glumez, mă. Pe bune zic. Nu, nu vreau să înțeleagă oamenii că noi tăiem și punem exact ceea ce n-ai spus. Mamă, cum ar fi? Fii atent. M-am uitat și la filme cu și ok, am zis bine? Da, da. Și da, și hai să zicem că acolo. Du-te mai bine în Thailanda și afli sigur. Nu, ce sunt, ce acolo? Nu mai așa ceva? Nu știi ce s-a întâmplat, adică care cum e. Mamă, pe bune? Nu știi care. Păi e renumit Thailanda pentru așa ceva. Ei de mici vor să devină... Ai, mă, ce doamne iartă, mă. Nu știu dacă acum poate dau vreo informație greșită, dar știu că ei stau demografic, sunt mai mulți bărbați decât femei. Bă, pe mine, știi care e faza? Că eu aș fi de acord cu LGBT-ul ăsta. Nu aș fi de acord. Doar să nu se legalizeze căsătoriile în biserică. Să nu aibă treabă. Deci... Că oricum ei asta fac. Măi, eu cred că pot să spun ceva ce să-mi iau hate. Eu aș fi de acord cu căsătorii LGBT atât timp cât aș fi primul care să cânte la ele. Și așa, știi da. Știi cum erai bun să spui?
Dacă aș fi președinte pentru zi, aș legaliza chestia asta, dar să știu că nu mai există alăutari care se cânte la anunțile astea. Adică eu vă... Și să impui o sumă... Nu impuneai, pentru că se impunea de la sine, că știi preconcepțiile oamenilor și lăutarilor care sunt și nu sunt... Bine, care ar fi suma care te-ar avantaja? Ca să cânti la așa ceva, sincer. Asta de punctul de vedere de prezentator de emisiune. Hai de mă zici! Păi nu știu... 8-9.000, 10.000, cam așa. 8-9.000, 10.000. Pentru toată noaptea sau pentru două ori? Nu, no, pentru toată noaptea. Pentru toată noaptea. Ok. E ok. Adică eu zic că e rezonabil. Da, este. Dar cum s-a ieșit de zi? Bă, s-a dus Thailanda. Auzi? Să te duci în Thailanda, să cânti în Thailanda. Și e zic că zici de zi, cred. Da. Auzi și asta cu... Asta e nuntă împărătească? Cum o faci? Da. Asta e nuntă împărătească. Ce mires? Ce mires? Nu știu. Ce mires? Băi, mie ce mires, ce minun. Mă incomodează într-un fel subiectul ăsta, pentru că, uite, de exemplu... De ce, n-ai prieteni? Pe asta vreau să spun. Am cunoștințe care pentru ei e ceva normal, știi? Și mă simt oarecum prost, așa, știi? Față de ei. Adică, și noi avem prieteni și suntem foarte buni prieteni, adică, da, exact. Și sunteți foarte, foarte deschiși, să înțeleg. Adică nu s-ar supăra dacă ar auzi că voi n-ați fi de acord sau... Nu, adică ei n-au nicio treabă în sensul ăsta cu noi. Adică suntem prieteni cum sunt cu tine și cu... Adică atâta timp cât ești om. Da, cât ești om și da. Nu mă interesează, da, orientarea ta sexuală. Nu mă interesează religia pe care o ai. Eu am mulți prieteni. Fiecare are dreptul să-și aleagă ce orientare sexuală, da, vrea, ce exact. Religie vrea. Absolut. Ce... Auzi, nu mă cenzurați când zic ei, nu? Nu. Ah, okay. Și eu am chiar cel mai bun prieten al meu, cred eu că e. Eu cânt cu el. Da. Păi și eu cânt cu el și e cel mai bun prieten al meu. Mă, eu cred un pic. Pă bune. Crezi că? Cred că el are un fel de orientare de asta așa. Și eu cred de prietenul meu care cânt cu el și cântă la voce. Eu spun sincer, eu cred un pic așa. Adică... Ăștia sunt puși, ăștia sunt puși pe... Să ne facem manevre. Ne facem manevre. Ne lasă neveste. Hai să trecem la niște întrebări mai serioase. Mai serioase, da. Încă o dată vreau să menționez faptul că nu am nimic cu oamenii care sunt un LGBT. Ok, n-am absolut nimic. Atât timp cât sunt oameni și te tratează cu respect. Da. Și... Ce vorbim sau poate glumim și da. Cam aia e, dar nu am nimic împotrivă. Ce înseamnă, Adrian, când s-a legalizat treaba asta, le luăm pe toate? Da, intru cu voi. Păi la începutul emisiunii mi-ai spus că nu o să intri cu nimeni decât dacă nu-ți mai convine cu mine. Păi lasă, bă, că ăștia cântă la țigan cu cursul săptămâni. Da, am înțeles. Poți să ne spui cât a fost cel mai mare bacșiș pe care l-ai luat vreodată la un eveniment? Cel mai mare bacșiș? Păi nu mai știe, dacă fură. Băi, sincer să fiu cu tine. Hai, fii atent, îți dau eu o sumă. Okay. Și tu îmi spui dacă e mai puțin sau e mai mult. 100 de milioane, în bani vechi. Sper că să uită toți băieții din formație. Ascultă-mă. Nu, acum, serios, lăsând noi evita întrebarea. Fii atent. Da, nu, pe aici, vreau să ajung la întrebarea ta. Mi se pare un pic jenant, așa, să... Na, față păi de nu mi-a un... dat exactă suma, da, eu doar îți spun și tu mai, spui dacă mai da, mult. Ok, mai 200. Mult. Mai mult. 3. Mai mult. 4? Deja Adrian nu mai știe. Băi, stai un pic, că vreau să aflu. Deci 4 mai mult păi de 400. Păi, dar tu spui 1, 2, 3. Nu spui și tu măcar 250 mai mult sau mai hai puțin. Hai bine, atunci 350 de milioane. În bani vechi vorbesc. Un pic mai mult. 370? Păi da, tu iei mă tot pe mai, cât mai puțin, cât mai hai puțin. Hai, spune-ne tu până la urmă, nu? În jur de un pic mai mult decât ai spus tu. Deci în jur cred de aproape cel, da, cred că cel mai 40 mult. De mii de lei, 400 de milioane, nu? Cam... Băi băieți, nu cumva aveți nevoie de acordeon? Cam așa, da. Da. Da, dar uite, de exemplu, eu la evenimentele mele nu mă bazez pe chestia asta, pe șpagă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că eu sunt de părere că am luat acest salariu, da, la un eveniment. Mie trebuie să-mi rămână atât, ok, și trebuie să mulțumesc și băieții. În momentul în care mie mi-a rămas o sumă, o anumită sumă, care nu mănânc cu două guri, nu mănânc cu cinci mâini, sunt un om care automat trebuie să-mi rămână pentru că am de investit, am de mult mai multe lucruri de făcut, dar nici nu mănânc cu două guri. E, se întâmplă la evenimente, din șpaga pe care o
mi se cuvine mie, să Adrian ia mai bagă ăștia 2-3 milioane, 3-4 milioane, 5 milioane, ia bagă și pe ăștia și ăștia 5 milioane, ia bagă ca să fie bine. Da, da. Și adică e chestia că îi mulțumesc bunului Dumnezeu că uite, ne dă Dumnezeu telefonul meu, nu vreau să mă laud sau ceva de genul, dar sună non-stop. E, în momentul în care ție îți dă Dumnezeu lucrurile astea, eu așa le iau. Adrian, eu îți dau ție, îți dau arvună să iei, da? Sume, despre care nu vreau să... Ok? Îți dau arvun. Iei și bani la eveniment. Eu cred că tu, banii pe care iei, nu se compară cu banii, cu salariile pe care tu le dai băieților. Așa că, lasă-i să fie... Că, uite, de multe ori nici nu... Nici nu... Cât suntem? 9. Uh-huh. Faceți-i pe 8. Înțelegi? Fără tine. Fără mine. Uh-huh. Înțelegi? Bine, mai rar, dar se întâmplă și chestia asta. Ar veni când sunt sume de-astea mai mici, nu? Da. Bine, și când sunt sume mari, iau suma care... Sunt sume mari, n-ai idee. Nu, minte. Ați fost vreodată discriminați din punct de vedere al etniei? Da. Cum? Și eu nu. Care a fost experiența ta cu treaba asta? Când eram mic și la școală și am fost, dar nu m-a deranjat niciodată, pentru că... El e mândru. Nu e vorba că ești mândru sau că nu ești mândru. Nu, nu prea mi-a păsat. Uite, eu sunt genul de om care nu prea îmi pasă părerea altor oameni. Am momente când sunt foarte interesat, când vine vorba de meseria mea. Când vine vorba de meseria mea, mă interesează cel mai mic detaliu pe care tu poți să mi-l spui. Deci cel mai mic și de păr și de mâini și de cum am stat în clipul ăla și cum și... Când vine vorba de mine ca persoană, nu prea îmi pasă ce ai tu de spus cât îmi pasă ce am eu de spus despre mine. Și asta e cel mai important lucru. Și cum m-am pățit. Stai seama, eram și eu, nu știu ce, cum s-a întâmplat și în ce fel, că eu de când eram mic, eram foarte negruț și când am crescut am început să mă fac mai alb. Deci eu am fost mult mai negru decât mă vezi tu acum. Nu știu cum s-a întâmplat chestia asta. Nu mi se pare, nu știu, logic. E, și, na, la școală, la liceu nu prea, că începusem deja să fiu eu, Adrian Orocel, și nu prea să mai... Dar de fapt, ba da, și la... Nu, la liceu, nu. În școală, până în școala generală. Dom'le, că țigani, ce... Ai înțeles, cine a furat un telefon? Păi voi cine credeți? Ai înțeles? Eu atunci fiind... Te-au afectat toate chestiile astea, nu? Sincer, nu. Nu, a? Nu mi-a păsat de părerea nimănui. Nu m-a interesat absolut nimic. Nu... Și-am pățit de foarte multe ori. Să mi se spună, uite, de exemplu, și fetele când eram... A, să nu mai spun când eram mic, mic, de stăteam pe afară și spunea... Aveam o prietenă foarte bună, Irina o cheamă, prietena mea care avea niște câini, prietenii erau niște câini, și eu. Îi spunea mama ei, nu mai umbla cu Adrian, că e țigan. Ce umbli tu cu ciura aia? Aici, bă, eram o ciura mică, adică chiar pe bune eram un băiat care chiar semăna cu o ciura. Adică chiar semăna, știi? Și acum îi dau dreptate, că nu știu ce umbla aia cu aia, dar eram copii, mă, până la urmă, știi? Și îi spuneam lui mama, măi, mamă, uite ce-mi face, că mă face țigan, uite așa, uite așa. Și mama zicea, da? Nu pot să cum să zice? Reformulez cum spunea mama, pentru că e foarte urât și cred că ți-ar bloca contul. Da, am dacă înțeles. Ai înțeles? Da, da, înțeles. Da, da. Adică, știi, și pe mine mă calma chestia asta. Măi, mamă, ce bași tu în seamă? Tăcâie. S-ar auzit numai bip, dacă spune, știi? Da. Și n-aș vrea să fac chestia asta. Eu n-am fost discriminat. Eu n-am fost bine, tu din cauza fa, exact asta vreau eu să spun. Dar, până în momentul nu, în care deschid gura. În Italia a fost puțin discriminat. Nu e adevărat. Păi ai spus adineaur, că ai spus România. Când ai furat. Da, a fost discriminat că e român. El e român. Da. El e, parla italianul. Perfectamente. Da. Auzi? Eram cu el, că off topic puțin, eram cu el în Anglia și ne-am luat un Uber, cred că ne-am luat. Și auzi, l-a întrebat pe șoferul ăla, parla italian. Și nu-i găseam deci pe toți. În Anglia, întreba parla italian. Și vorbeau toți italiană, vorbeam câte ori. Ați avut vreodată experiențe cu fantome? Mi-aș dori. În paranormal? Eu mi-aș dori. Mă, eu nu cred. Da, eu nu cred. N-am avut niciodată. Eu nu cred, dar aș vrea.
Îmi plac, mă fascinează rău de tot poveștile cu fantome și ce mă fascinează subiectul despre extraterestri. Adică de la un timp, pe toți prietenii mei îi întreb chestia asta, băi, credeți în extraterestri? Mai știi invitatul ăla, nu invitatul, pardon, era un om pe stradă? Da, cu piciorul mai mic, cu piciorul mai mare, da. E amuzul posibil. Da. Era, venea țiganul, da. Mai știi? Venea țiganul, juca barbut și s-a trezit țiganul cu apa cu până la cât. Nu zic că nu cred. Da. Eu nu zic că n-am văzut, că sunt copil, da, sunt jos. Și l-avea 30 ceva de aici. Băi, vreau să-l cunosc. Eu cred în lucrurile. Vreau să-l aduceți la podcast. Eu cred. Nu știu, păi nu, că acum cred că e bătrân. Nu știu dacă reușim să dăm de el, dar... Ai vrut să-i întreb ceva? Nu. Eu cred. Cred în alte de-astea, cum se numesc. Forme de viață? Da. Eu cred, păi, uite, de exemplu, nu știu dacă ați văzut pe rețelele astea de socializare, okay. Că... Ce, că n-am zis bine socializare? Nu, să mor, nu. Noi, cum ar veni, 1D, da? 2D, 3D și am înțeles că s-a văzut acum, de fapt... Te referi la videoclipul ăla cu puștul, da, american care 4D explică... 4D. Despre a patra dimensiune. A patra dimensiune. Ei, și acum eu mă gândesc, există a patra dimensiune, probabil există și a cincea dimensiune, probabil există și a șasea, și a șaptea, și a optea, și a noua. Nu avem de unde să știm dacă noi suntem singuri. Adică niște oricum, lumi paralele? Poftim? Niște lumi paralele? Nu neapărat paralele, cât lumii, nu paralele. Alte forme de viață, alte pe alte planete. Mm-hmm. Lasă-mă pe alte planete. Teoria eu cred mea. Și, uite, de exemplu, eu cunosc persoane, cunosc niște persoane care mi-au spus în felul următor. Ai văzut că unii oameni meditează și eu ce am auzit, asta vă spun, uh-huh. Acum dacă am fost mințit, vă mint și eu și mint și oamenii de acasă. Nu că prietenii tăi nu mint. Nu, vorbesc serios, ascultați-mă un pic. Am auzit, în momentul în care meditezi, da? Am înțeles că sunt oameni care pot vedea și alte... Aure? Asta am vrut să spun, nu știu dacă e corect, aure. Uh-huh. Okay. Ceacre, ce sunt la ceacre? Nu are nicio legătură. Un fel de energie, nu? Da, energie. Alte energii, aici am vrut să ajung. Da. Okay. Pot vedea și alte energii. Uh-huh. Ai înțeles? Uite, de exemplu, cum sunt ăștia. Uite, vă întreb pe voi. Voi credeți în Nostradamus? Că a fost pe bune? Da. Adică... Și nu știți gluma aia că Nostradamus l-a bătut pe câinele lui? De ce te-ai cacat aici peste 5 minute? La modul că a avut niște previziuni. Exact. Credeți în lucrurile astea? Eu cred. Păi dacă crezi în lucrul ăsta, înseamnă că... Deci dacă un om poate să aibă viziuni despre ce se va întâmpla, da, exact, înseamnă că există și alt fel de, pot să spun, nu știu, ca o superputere până la urmă. Uh-huh. Adică, uite, de exemplu, eu cred că tot ce se întâmplă în filme, eu cred că există un miez de adevăr. Tot ce zboară să mănâncă. Da. Măi, acum vă întreb pe bune, pe voi. Voi credeți? Nu, pe bune, credeți? Dacă există extraterestri? Nu, extraterestri și fantome. Prima întrebare, credeți în extraterestri? Bă, eu am mai avut experiențe tu cu paranormalul, da, am mai avut. Tu crezi? Nu o să stau acum să mă apuc să povestesc. Bă, în asta da, că am avut experiențe. Pe bune? Ați avut pe bune? Da, așa, bun. Cu asta da, și aici în camera. Când eram copil. În extraterestri, credeți? Uite, s-a făcut pira de găină, că i-am zis în camera. În extraterestri, mă, credeți? În asta nu. În alte forme de viață, nu știu. Păi, sunt atâte planete, mă, Claudiu. Da, la cât e de mare, adică nu la cât e de mare, la cât e... Nici nu dacă e corect să spun la cât e de infinit. Infinit, da. Și nu crezi că sunt forme de viață pe alte planete? Dai seama. Clar, nu? E posibil. Deci dacă stai să te gândești, uite, sunt stele la ani lumină distanță de noi. Stele care poate au și murit, știi? Poate au... Exact. Și noi vedem lumina abia acum. Nu, eu cred că 100% există. Cred că există. Ce asta cu fantome? L-am trăit, și eu știu. Băi, eu n-am trăit. Până la urmă, asta e o carcasă. Cum, domne, la Drajna? Ce s-a întâmplat? Nu mă minte, și pe mine m-a mințit. Uite, vreau să povestesc și oamenilor de acasă faza cu Drajna. Fantoma de la Drajna. Eram cu el. Care, cu mătru Coco. A, nu minte, frate. Era la mișto. Minte tot ce spune minte. Da, ca să arăt un mega. Da, minte oricum. Orice spune minte. Nu e adevărat cu fantome. N-am văzut nimic niciodată. El minte că are părul creț acum. El de fapt nu are părul creț. Păi totul e aproape o minciună. Da, adică vrei să spui. E o simulare. O simulare. Fii atent ce mă gândesc. Eu am o chestie asta, poate unii oameni spun că sunt nebun sau poate că gândesc prea mult sau că, na. Dar asta, da, și ce noi, astea sunt niște carcase. Adică niște corpurile noastre sunt niște carcase. Ok, sunt ăsta al nostru, sufletul, duhul sau cum se spune, da?
mă gândesc că în momentul în care... Tu ce crezi că se întâmplă după ce mori? Crezi că te duci în iad? Păi uite, chiar astăzi am avut o discuție cu o fată despre acolo treaba. Discovery. Uite, chiar am avut astăzi o discuție cu o fată despre treaba asta și chiar și noi ne întrebam, băi, ce se întâmplă după ce mori? A venit așa de neant, știi, întrebarea asta. Crezi în reîncarnare? Păi nu știu ce să zic. Vreau să te întreb altceva. Hai că noi acum suntem în postura de invitație. Vreau să te întreb eu ceva. Lasă-i să ne întreb. Vreau să te întreb eu ceva. În ce ființă crezi tu că meriți să te reîncarnezi? Meriți? Asta e bună întrebarea asta. Bă, cred dar sincer, după ce ai făcut tu? După ce am făcut? Păi stai, mă, ce am făcut? Adică după faptele pe care le-am avut în viața asta, nu? Da. Ok, ia, merit, chiar aș vrea să aud. Eu cred că vă meriți, că strânge tot. Îi spun eu după aia dacă nu recunoaște. Stai puțin, poate ne răspunde. Păi, deci după tot ce am făcut, uite, mă, ce am făcut atât de, cred că într-o pasăre. Nu, mă, șarpe, să te chinui. În șarpe? Deci cum am zis să mă chinui să mă tărăsc? Dar de ce în șarpe? De ce în șarpe? A făcut și el câteva manevre. Care te-au deranjat pe tine, să înțeleg, nu? Glumesc. Da, mă, sincer, am făcut și niște lucruri foarte urâte față de asta, că mă recunosc eu, dar eram mic, adică eram foarte... Și acum trebuie să treci cu vedere, Adrian. Da. Nu, sau să îi le fac și eu. A, deci tu ești genul ăla răzbunător? E răzbunător, da. Nu, dar tu să termine emisiunea și... Nu, că dacă mai vorbim mult, cred că nu, să mai fim informații. Asta e bună. Deci dacă pleacă despărțirea de la noi, avem exclusivitate. Și mi-a prins și o țigară pentru chestia asta, că m-ai enervat. Așa. Ce uite, crezi? Până și aici minte. Stai mă puțin, te întreb, crezi nu în reîncarnare, te-am întrebat. Sau da, în reîncarnare. Reîncarnare. Crezi? Nu știu ce să spun, adică... Ce crezi despre senzațiile de deja vu? De ce crezi că avem senzațiile astea? Cum ți le explici? Băi, nu mi le-am explicat niciodată, să știi. Nu, n-am reușit niciodată să mi le explic. Eu cred că, oricum, noi suntem conduși din orice punct de vedere, numai prin prisma faptului că uitați ce avem pe telefon, ce avem la purtător toată lumea. Ca să vadă și la cameră, da, avem semnificația păcatului. Mărul mușcat. Deci noi umblăm cu păcatul după noi. Din start noi suntem... Crezi tu că de fapt asta înseamnă? Asta, eu nu așa cred. Păi după mintea ta asta ce înseamnă? Un măr care ce? E un pic tăiat din el și a mâncat... Mă, uite, nu m-am gândit. Nici nu m-am gândit la asta. Din punctul ăsta de vedere nu m-am gândit. Semnificația păcatului din punctul meu de vedere. Acum poate sunt bolnav mental și... Da, eu așa cred. De ce tu? De ce râzi? Ce? De ce râzi? Dar nu râd. Tu mă faci să râd. De ce, mă, nu e așa? Tu ce vezi aici? Da. Mărmușcat. Mărmușcat. Aruncați-le atunci. Cum? Aruncați-le. Păi uite că suntem cu o cătușă așa. Păi ce vreau să dorm? N-are cum că sună telefonul, n-are cum să... Adică uite, la asta mă gândesc. De ce sunt, cu ce ne pot controla? Doar prin... Că până la urmă vreau să spun ceva și telefonul e un viciu. E o obsesie. Cea mai mare dependență. Dependență, mă, asta am vrut să căutam cuvântul. Dependență, prin dependențe. Prin, mai ales prin bani. Mai ales prin câte și s-a dat, nu știu, din punctul meu de vedere, din câte am văzut așa, nu mai există niciun fel de, mă, niciun fel de respect, omenie, scrupule. Uite, spre rușinea mea și eu sunt un om care în unele momente nu am scrupule. Când vine vorba de fata mea și de meseria mea, nu am niciun fel de, nu, nimic. Eu cred în lucrurile astea și în reîncarnare cred. Bine, acum na, îți dai seama, noi suntem prea mici, suntem, cred că noi cunoaștem nici nimic. Cred că noi știm 0,00001, nici atât. Că... Și multe, multe chestii care nu-mi vin acum în cap. Cred că dacă o să-mi vin, o să aduc, readuc subiectul, știi? Următoarea întrebare. Da, întrebare. Voi nu sunteți, bă, bune, voi nu sunteți pasionați de lucrurile astea? Uite, de masonerie. Bă, da, sunt, da. Bă, na, noi ne concentrăm, noi suntem oamenii cu podcastul. Da. Prezentatorii carismatici. Da. Okay. Cum zicea ăla, mă, eu cine? Pun bani, dar nu vreau să iau. Da. Un bun prieten al nostru. Da. Calu, mă, Calu. Ștefan. Îl pupăm pe Calu. Te mai vezi făcând muzică peste 10 ani? Și tu, Adrian, și tu, Adrian. Da, eu nu mă văd făcând altceva. Bine. Eu nu știu să fac altceva. De fapt, mă văd făcând, ferească Dumnezeu, în situația în care să fie pe pustiu, nu știu, aș rămâne fără voce. Adică să fie o problemă de sănătate, zici tu, nu? Da, atât. Să apucă de instrument, că el știe și la pian, știe și la orgă, și la acordeon. Nu, dar să zicem că prin prisma meseriei ai câștigat foarte bine și poți să te dezvolți. Ai lăsat meseria asta? Nu. Da. Nu, eu nu. Da. Uite, Adrian a zis da. Și dacă ar fi să faci treaba asta tu, Adiță,
În ce? Să mă las de meseria da, asta. Da, adică să câștigi atât de bine încât, băi, nu trebuie să mă duc să mai cânt. Unde te-ai îndreptat tu? Către ce nișă te-ai îndreptat tu? Impresară. Păi tot acolo ajungi. Păi mă las, nu mai mă duc eu să cânt. Păi nu mai să vrea să cânte. A, deci tu vrei să te ocupi. Adică să nu mai fii tu executant, știi? Nu, mami, îmi place foarte mult, nu știu. Bine, eu ți cred că ție îți place și din prisma faptului că faimă, da, că da. Domnișoare. Da, mai ales. Uite, chiar asta voiam să te întreb. Că ai spus, ai tot menționat de câteva ori fosta mea soție. Te-ai înșelat vreodată fosta soție? Uite, asta vreau să subliniez un lucru care e foarte, foarte important și nu vreau să vorbesc despre mine, vreau să generalizez subiectul ăsta. Cum? Nu există, din punctul meu de vedere, niciun bărbat care să nu fi înșelat măcar o dată, nu neapărat să prin fapte. Adică și cu gândul. Acum spuneți-mi voi mie că niciodată nu v-ați uitat la o femeie și ai spuneți: "Mamă, noi nu ne referim aici cu gândul." Cu gândul? Practic, practică, nu teorie. Lăsăm teorie. Practic, la pian. Nu știu dacă cred că da. Ce? A fost întrebarea roșie? Nu știu dacă există vreun bărbat care nu știu să nu s-a fi întâmplat. Eu nu mi-amintesc exact. Tu răspunde-ne la întrebare. Pe asta vreau să spun. Generalizarea. Mă, nu mi-amintesc exact să... Of. Probabil, nu știu. Adică că ai fost vreodată sub vreo influență de alcool? Nu, da, da. Dar nu-ți mai aduce aminte? Nu știi care e chestia. Cred că nu mi-amintesc pentru că noi ne mai certam așa din când în când și cred că nu eram împreună când făceam chestia asta. Și tu considerai, stai puțin așa, considerai, domne, asta e o pauză între noi, nu? Sau... Nu, eu consideram că ne-am despărțit și cam aia e. Așa nu se pune. Așa nu se pune. Da, știi? Da, da. Adică, păi să înțeleg că și tu ai făcut treaba asta. Nu. Păi, era cu mine, a făcut-o cu mine. Păi, facem așa. Păi spune acum să fii bune, nu? Să-mi tâmplă, omule. Poți să spun că ești însurat? Putem spune treaba asta? Să audă oamenii de acasă? Sau iubita, poți să spună iubita. Iubita, zi iubita. Iubita, deci te-ai înșelat vreodată iubita? Da. Cu rușine. Eu sunt de părere că... Bine, acum că greșesc, că nu greșesc... Na, eu spun din punctul meu de vedere... Separat că am spus fostei mele soții că nu am să mă despart niciodată de tine din cauza la niciun ban, nicio femeie, absolut nimic nu o să mă facă să mă despart de tine, să plec, nu să mă despart, că sună urât. Nimic nu o să mă facă să mă despart de tine, absolut nimic, decât tu o să ai puterea să faci chestia asta. Adică nu sunt genul de bărbat care orice mi-ar face o femeie, când mi-am pus stop, de ce? Îmi pun stop, pentru că eu am ales ca tu, dintre atâția oameni, să mergi la drum cu mine. Nu? Așa, alegem. Uh-huh. Pentru că avem N posibilități. Și eu, și tu, și tu, și tu, și toată lumea. De ce alegem? Cum alegem? Tu dai seama că noi alegem pentru tot restul vieții? Nu alegi pentru o lună, două, te plictisești și îl arunci ca un telefon. E pentru tot restul vieții. Și când alegi, alegi cu un... Îți asumi. Îți asumi că pentru tot restul vieții. Și asta am spus la începutul relației noastre. Eu nu am să te las pentru nimic în lume, doar din cauza ta. Tu e singurul factor care mă poate influența să plec. Ok? Și mai sunt de părere că nevasta ta este nevasta ta, casa ta este casa ta. E cuibul tău, e... Nu există nimic mai frumos și mai delicat și mai... Nu există. Și restul, dacă faci, că iar ajungem la același lucru, nu există bărbat care nu face, înțelegi? Dar în momentul în care casa ta, tu știi foarte clar cine este acasă, soția ta și copilul tău. Ăia nu au voie să fie deranjați o secundă. Dar tu vei fi deranjat doar dacă eu vreau să fii deranjată ca femeie. Nu vei fi deranjată dacă eu nu vreau. Și te feresc că te feresc, dar dacă vreau să simți lucruri, te fac eu să simți. Adică sunt și un pic maniac în lucrurile astea și cu femeile sunt foarte maniac pentru că, uite, cu băieții, cu prietenii mei, n-am o problemă să-mi faci o contră, să-mi faci, cu toate că și aia mă deranjează. N-ai cum să-mi faci dacă eu sunt pur cu tine. Dar ca femeie, cum ar veni, nu neapărat un lucru mare.
să-mi întorci vorba sau... Eu nu pot să accept lucrurile astea atâta timp cât eu sunt pur. Eu îți port o iubire pură de copil. Adică gândește-te la... E ceva wow în zilele noastre să porți o iubire pură. Pură, fără niciun fel de interes. Singurul meu interes față de tine e doar să mă iubești tu. Și să preiei educația pe care eu ți-o dau. Și vreau să ți-o dau. Pentru că asta este cea mai bună pentru o căsnicie, din punctul meu de vedere, care eu sunt părintele și al tău și al copilului meu, băiat, fată, ce ar fi. Eu, voi sunteți puișorii mei. Trebuie să am grijă de voi, trebuie să nu să vă îngrijesc, să fie tot ok. E, asta, tu m-ai întrebat dacă am înșelat vreodată, nu? Da. Și mi-asum ce spun. Am înșelat. Dar la momentul, în acel moment, casa mea era cea mai mare fericire din lume și cel mai frumos lucru. Adică, ai văzut, ți-aprinde o țigară, da? Ai fumat-o. Ai pus țigara acolo, hai, așa, nu că ăsta, te rog din suflet, nu o să mă pun în pat. Cea mai mare liniște. Cea mai mare liniște. Păi ok, și dacă casa ta era plină de fericire, de ce ai făcut treaba asta? Ce anume? Să înșeli. A, de ce am înșelat? Mm-hmm. Păi să spun cum poate sunt stricat. Eu ca om... Ai văzut când te duci, exact ce ți-am spus legat de casino. Mm-hmm. Te duci să pierzi 3 milioane. Am luat lucrurile ca pe o distracție. Dar să știi că și femeilor le-am spus în felul următor. Vezi că eu sunt însurat, vezi că eu am un copil. Ne distrăm? Sau poate te gândești mult mai departe. Păi ne distrăm. Hai, bam, 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 toate bune și frumoase, am plecat acasă. Toată lumea, la fiecare acasă lui, rămânem prieteni. Cu beneficii. Sau nu. Nu prea am rămas, știi? Decât s-a întâmplat și cam aia a fost. Uite, eu am o vorbă. Bărbatul înșeală ca cu o pereche de șosete Adidas și în picioare m-am plictisit de ei, îmi cumpăr alții. Eu așa o gândesc. Acum că sunt stricat, sunt stricat. Să mă certe ce ne privesc. Dar o femeie, dacă face treaba asta, ea nu o face așa. Și în educația pe care am primit-o eu în familia mea, așa am văzut. Femeia nu are voie să facă niciun nimic. Înțelegi? Absolut nu există nici măcar gândul să... Nu există așa ceva. Ăsta e bărbatul tău, ăsta e cum e, cum nu e, e al tău. Noi așa am crescut. Că și tata a făcut rele, și tata a făcut rele și mama mea a stat 10 ani de zile. Băi, sunt 10 ani, nu un an, nu doi, nu trei, nu cinci, ca să vezi ce, cum am văzut eu în casa mea. Și a așteptat educație cum la mulți. O să-mi iau hate acum probabil de la unii oameni, dar nu-mi pasă pentru că mi-asum cine sunt și ce, cum am crescut. Și a așteptat 10 ani de zile până când eu i-am spus. În momentul de față, eu eram mare deja, sora mea era mare, eu am... O să poate ajungem și acolo să-ți povestesc lucrurile astea. I-am spus, în momentul ăsta ții ce ai și pleci. Tu ai așteptat 10 ani de zile, în momentul de față tu meriți să fii fericită. Pentru că ne-ai crescut atât de frumos. Noi suntem mari acum. Nu mai suntem mici. Nu. El știe foarte bine situația mea din casă. Și i-am spus, în momentul ăsta tu ții tot și pleci. Adică nu știu dacă am menționat faptul că ai mei sunt despărțiți. Nu, n-ai menționat. Nu, n-am menționat. Ei. Și am spus, în momentul ăsta tu ții tot, meriți să fii fericită pentru tot ce ai făcut pentru noi. Pentru că am crescut frumos, cu o educație extraordinar de frumoasă, o educație, un respect extraordinar de mare, pe care prin București nu prea îl întâlnesc. Adică, sincer, să zicem că 30-40%, restul sunt clienți care, clienții, nu vreau să vorbesc despre clienți pentru că sunt foarte, n-am un reproș despre, să spun despre clienții mei. Dar asta i-am spus, să-ți iei tot și pleci. Ea a plecat. Și ulterior, că am vrut să ajung și la lucrul ăsta, un lucru pe care eu l-am învățat, foarte, foarte important. Tatăl meu a plecat când a plecat. De fapt e mult spus a plecat pentru că avea grijă de noi de la distanță, să zic așa. Când aveam eu, câți ani aveam eu atunci? 7-8 ani. Cam așa. L-am judecat
De la distanță ce înseamnă? De la distanță ce înseamnă? Ce înseamnă la distanță? Că nu era distanță. Nu, bine, distanță. Mm. Nu ne-a lipsit absolut nimic. Tot timpul el venea la noi în casă. Tu știi ce făcea tatăl meu când intra în casă? Bine, poate pentru unii nu contează lucrul ăsta. Dar pentru mine contează și la mulți, comparând situațiile, nici măcar un sfert din ce a făcut tatăl meu nu intra în casă, toate certurile care erau și tot ce era, intra și deschidea frigiderul, în primul rând. Aveți ce vă trebuie aici? Aveți tot ce aveți nevoie? Păi da, aveam un magazin acolo unde stăteam eu la un apartament. Vedeți că v-am lăsat niște bani, o sumă, o anumită sumă. Dacă nu vă ajung banii ăștia, vă duceți la magazin, cumpărați ce vreți, orice aveți nevoie și la fiecare săptămână eu vin și plătesc absolut tot ce este. Adică o grijă care mulți, dacă se despart, omule, cam mai e, gata, știi? Nu mai există, nu mai există grijă. Nici de copii, nici de nimic. E, și am judecat sever chestia asta. L-am judecat la foarte momentul rău, la momentul ăla. Și după o anumită perioadă tot am judecat și după o anumită mai mult am judecat și acum... Am înțeles și vreau să înțeleagă și mulți oameni care probabil n-au trecut prin chestia asta că nu trebuia să-l judec. Tu știi ce spuneam eu? Copilul meu să crească vreodată cum am crescut eu fără tata, care tata a plecat și n-a stat lângă noi și nu vreau să le iau și eu în brațe pe tata, vreau să stau și eu cu tata. Judecam. Dar nu înțelegeam că uite în ce punct am ajuns eu. Eu nu mai sunt cu soția mea, fata este la ea, e greu într-un fel sau altul, cu toate cât m-aș ține eu de tare și cât de persoană, ce persoană puternică sunt eu, din cum mă cred eu, cel puțin, e foarte greu. E greu și am înțeles că am ajuns în situația în care eu am spus că, în situația pe care eu am judecat-o, cum să crească copilul meu, cum am crescut eu. Dar nu am luat în calcul faptul că atâta timp când nu este, există liniște, că aici este, ăsta este lucrul pe care vreau să-l subliniez și ca motiv principal, unde nu e liniște, decât să crească, pentru că copiii simt, copiii cresc după cum se numesc, am un lapsus. Cresc cu traume. Cu traume, exact. Uite, eu am foarte multe traume și foarte multe frustrări pe care eu nu mi-am dat seama de ele. Care sunt astea? Când a plecat tata, asta e că îți povesteam altceva. Și eu m-am zăpăcit, am dat în altceva. Nu am ajuns în situația în care am spus, băi, eu n-am voie să-l judec pe tatăl meu. Pentru că dacă nu a existat liniște, decât să crească un copil, doi copii, trei copii, cinci copii, copiii simt, exact asta vreau să spun, de asta am ajuns la traume, decât să creștem și să avem mai multe traume și să vedem mai multe lucruri în ochii noștri și nervi și neînțelegere și să ni se pară o normalitate. Genul ăla de familie, idealul ăla de familie, cu nervi ca asta, cum ar veni asta, noi așa am văzut în casă. Numai certuri, numai bătăi, gen, vreau să spun, dacă ar fi rămas împreună, știi? Decât să vedem idealul ăla, mai bine, și de-abia acum l-am înțeles și pe tatăl meu și pe mama. În momentul în care și eu am ajuns să porn niște pantofi asemănători cu ai lor, înțelegi? Și asta e un lucru foarte important. Ai văzut că sunt oameni care spun, eu... Și dacă eram în locul ăla, păi să doai de capul meu. Eu să fac, păi dacă eram eu să fi fost, să vezi ce făceam, să vezi. Nu există așa ceva. Pentru că situația mea cu a ta, oricât de asemănătoare ar fi. Ori cum ar veni, tu mă înveți, bă, și la mine s-a întâmplat să mi se fure din casă. Și mie mi s-a furat. Dar nu la fel, nu în aceeași situație, nu la aceeași oră, nu la aceeași oboseală, dacă tu erai poate obosit și n-ai simțit că dormeai dus, eu poate nu dormeam dus, adică situațiile niciodată, toate sunt altfel. Și am învățat să nu mai spun niciodată, eu dacă eram în locul ăluia, făceam... Să judec. Un lucru foarte, 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 foarte important. Nu există, nu mai pot să... Adică nici sfat nu pot să-ți mai dau, pentru că nu sunt în pantofii tăi. Nu sunt în viața ta, în carcasa ta, despre ce vorbeam lui.
Și n-aș putea să și sugerez și oamenilor și tuturor oamenilor care mulți, de la mulți mai primesc și eu sfaturi și uneori spun că, bă, nu vrei să mă asculți. Nu e vorba că nu vreau să te ascult sau că, de exemplu, sau eu ție dacă îți dau un sfat. Nu e vorba că poate tu-l iei, dar eu nu pot să-ți dau un sfat ție acum în momentul ăsta. Claule, du-te și acum la baie și trage apa. Păi, tu vorbești din experiența ta, dar tu nu știi povestea și cele mai mici detalii. Pentru că poate cel mai mic detaliu poate face diferența. Așa. Și poate învățătura mea pe care eu ți-o dau și, de fapt, sfatul meu pe care eu ți-l dau, poate e greșit. Și poate răsturna situația în defavoarea ta groaznic. Vreau să mai jucăm un joc, se numește Amnam. Am făcut sau n-am făcut? Ok. Arătați la cameră dacă ați făcut, dacă vreți să dați și detalii. Mamă, da, îți dai seama că bine, depinde de ce fel de întrebare este. Ok. N-am mințit că am bani doar ca să bag o domnișoară în pat. Băi, dacă vă povestesc ceva, să mă mama de Lola Zrasna. Ce credeți că am mințit după una când eram eu mic? Mic, mi-am rupt 16-17. M-am dus la un casino, v-am spus chestia cu casino când mai mă jucam eu, și cântam cu cineva. Și în momentul ăla eu făceam cei mai mulți bani atunci pe care îi făcusem vreodată, știi? Adică făceam bani zi de zi. Acum mă duc la casino ăsta, mă duc, băgam așa 2-3 milioane, nu mă înduram să-mi bag prea mult, știi? Așa. Când mai rămânea un milion în aparat, ieșeam, scuipam aparatul, ca să vezi și tu ce minte de copil bolnav, scuipam aparatul și spuneam, ieși că nu știu ce, înjuram, știi? Uh-huh. Acum, odată, a doua oară s-a băgat cu mine în seamă. Ce credeți că am mințit-o? După aia, că ulterior am început să vorbim și i-am spus în felul următor. Eram cu un cumătru de-al meu, cu gagică de-a lui, o gagică care avea 2 metri, ca să înțelegeți aproape, cred că un 80, nu 90 cred că avea, și cu încă unul făcut bine, știi? Ce le zic? Bă, mi-e frică, bărbatul lucrează undeva, mi-e frică și să zic că eram mic, eu avea vreo 26-27 de ani, eu aveam 16 ani. Am mințit-o că am 20 ceva de ani, 20-21, și i-am spus, mă găsesc cu ea și ce le spun și spun lui cumătru și ăstora. La 5 minute, da? Eu mă duc acum aici să mă văd cu ea, în locul ăsta. La 5 minute voi treceți tot timpul așa pe lângă mine. Ca eu să ferească Dumnezeu, dacă se întâmplă ceva, v-am făcut un semn, veniți și știi? Bă, frate, și acum m-am pus cu ea, am stat de vorbă, toate bune, niciun fel de problemă. Când trec ei, ce-mi vine mie în cap să o mint pe ea? Aulă, ascunde-te, le-am zis. Dă-te așa, ascunde-te puțin. Să ascund și a zic, ce? Ăștia sunt niște bodyguards pe care tata îi trimite tot timpul să mă controleze, pentru că, uite, el are, uite, tot orașul nostru este împânzit de camere și el are acces la, adică cu ăștia mari și, ca să înțelegi tu despre ce e vorba, și sunt bodyguards mei care se ocupă de lucrul ăsta, de, cum să zice, de protecție. Uh-huh. În fine, acum ce zic, că eram la hotel, după câteva zile de vorbit în continuu, și zic, vino repede că trimit bodyguardul, dar nu bodyguardul, Paza, i-am zis, nu știu cum i-am zis, Paza o trimit acum să-mi cumpere suc, nu știu ce, și eu n-am voie să stau cu nicio fată în hotel, vino repede, să ne facem repede treaba, și până vine ăsta bodyguardul, tu să și pleci. Eu de unde? Eu vreau să vină să ne facem treaba, hai pleacă repede de aici, știi zi? A plecat ăla, cine să plece, nu exista nimeni, ca să înțelegi tu. A venit la hotel, hai vină repede, dezbracă-te, nu știu ce, să... hai vină, na, repede, bă, frate, a trecut o oră. Ăla n-a venit, s-a zis, o să ia suc, înțeles? E, până la urmă, după o oră, am reușit într-un final să ajungem unde trebuie și a plecat. I-am zis, ia-ți repede momentul ăsta, că mă sună într-una, îmbracă-te și fugi repede momentul ăsta. În momentul ăla, ea a crezut că tata este un milionar, da? Care eu am bodyguards în tot orașul. Și că toate camerele, și îmi spunea, vezi că e cameră aici la unde sunt eu, în Călăraș. Să nu cumva să... Asta ai dus-o la nivel, treaba asta. Da, mă, bolnav, mental. Asta e una dintre... Auzi ce făceam eu când eram copil. Nici măcar n-aveam permis. Așa. Deci nici măcar n-aveam permis. Și mai vorbeam și cu o fată. O mai băgam în seamă. Și început să-mi vorbeam. Și eu, ca să mă laud, ce credeți că făceam? Luam poze cu mașini după net. Și cum ar veni, eu aveam bani și luam cu mașini de astea scumpe. Uh-huh. Și ce credeți că o întrebam? Ce mașină crezi că mi s-ar potrivi? Lamborghini sau Ferrari? Și îi trimiteam. Ce credeți că primeam? Bloc. Te bloca? Bloc. Era haladit, înseamnă.
Pe cu ce femei vorbeai tu, mă? Eu cred că nu-ți puteai cum trebuie de acolo poza. Da. Eram copil, mă, nici pe mine aveam. Cine știe ce poți trimite el cu vreo de-aia? Da, mă, eram copil, eram copil. Cred că scrie așa acolo, cine știe ce. N-am fost prins când făceam sex de prieteni sau părinți. Hai de capul meu. Trebuie să arăți? Îi răspunde. Te-a prins Cristian? Nu, prieten. Să pune... Mă, eu am două variante. Și când m-a prins și întreținând relații sexuale și m-a prins și când mă masturbam. Uh-huh. Înțelegi? Cum m-a prins? Ca să vă explic. M-am băgat după... Știi cum sunt jaluzelele? Știi, nu? Așa. Ei, eu acum fiind mic, eu eram un obsedat sexual. Adică sincer, că ți-am spus că o să fiu sincer cu tine, un obsedat. Bine, nu că și acum s-au schimbat multe, dar ideea e că jaluzelele îți vin până aici, gen, știi? Și eu credeam că dacă eu nu văd de aici, nu mă vede nici mama, deci mama m-a prins, nu tata, adică să ne înțeleg la ce nivel. Și acum se vedea decât de la brâu, de la burtă în jos, ai înțeles? Și o mână, care tot timpul făcea așa. Bă, băiatule, și a intrat mama peste mine în cameră. Cred că m-a bătut atunci. Până mi-a dat sângele pe nas. Îmi curgea sânge de mine așa. Și spunea, mamă, mi-ai dat sângele. De ce? Faci mai nenorocitul. Una. Și să mă prindă, prieteni sau familia mea. Mai zis cu familia. Oi, nu, m-a mai prins și mama odată când încercam să fac ceva eu și m-a prins, gen. Da. Cred da, că atunci nu te-a mai bătut. Păi era mare, m-a prins acum, cred că 4-5 ani de zile. Cum era să fiu luat bătaie și atunci? Prietenii m-au prins că eu la un moment dat, ce crezi, mai invitam eu, știi? Adică... Să te prindă în fapt sau ce? Nu mă prindeau, de fapt erau invitați. Aha. Știi? Dar părinții, mama m-a prins odată, eram gen sub pătură și... Și tu, Adriane? Pe mine m-a prins cerbul cu vioara. Dacă mă vede, îl salut. Mă, doamne, și cât mai spun. Am fost la... Popu... Așa? Am fost popu... Și era una dintre primele dăți, așa. Știi? Mamă, cu... Și... Cu vești... Nu. Cu mătușa? Nu. Și erau curioși, știi? Și intrau mereu peste mine și mă filmau, ba, mai făceau cu o poză, ba, cu tare, știi? Ești simțit puțin penibil atunci, a? Cam asta bă, a fost, eu nu da. Prea m-am simțit penibil nici când m-a prins mama, nici când m-a prins nimeni. Adică, nu prea conștientizam. Că fără scrupule cum ar veni? Da. Fiți atenți și răspundeți la asta. Te rog. N-am fugit de poliție. Ba, da. Dar ce s-a întâmplat? De multe ori. Bă, el fura în Italia. Separat! Băi, stai puțin că n-am răspuns. Nu mi-amintesc să fi făcut chestia asta. Înseamnă că n-ai făcut. Înseamnă că n-ai făcut. Nu, dacă... n-am, sincer nu. Că spuneam, dacă era amuzant. Spune-ne tu, Adiță, experiența ta. Nu mă feresc de voi. Am făcut semn mai mare pe la vreo 13-14 ani. Și fura. Nu furam. Separat de furat. Cântam la Veneția, în Italia. Cântam la stradă. Ai înțeles? Și nu era legal treaba asta. În primul rând că era minor. Aolo, da, știu. Nu era minor. Și tot timpul mă simțeam un criminal. Când venea poliția trebuia să plec, trebuia să fug, știi? Exact ca în vioara tatălui meu. Da, și iar... L-ai văzut-o? Cred. L-ai văzut? Să-l vezi. Să te uiți. Și iar vezi, a doua, acum mare, am făcut o prostie când era pandemia. Nu știu dacă știți despre ce e vorba. Gata, știu. Am făcut și o indemnizație de aia. Am luat vreo... Da, mă, da. Mă, și eu n-am făcut. Eu n-am făcut. Să-i prea sincer, nu să-mi mă. Da, mă. Am luat vreo 10.000 de euro. Am luat vreo 10.000. Tata nici măcar nu știa. Deci tata nici măcar nu știa. Am făcut și plus tata pe numele lui. Da. I-am făcut și tata pe numele lui. Băi, ăsta nu se poate. Băi, tu ești prea sincer. Da, frate, mamă, da, Coco, pe față, cu mătul trebuie. Bun, hai, continuă. Ne băga la pușcărie să mă... Mamă. Și acum... Funcționează microfonul meu? Da. Funcționează. Și... Am luat, era pandemie, nu prea cântam, eu luam în casa 100 de milioane pe lună, timp de un an de zile, nu știu, știi? Am luat vreo 10.000 de euro. Eu nu am făcut asta. A, foarte bine. Și ce credeți? Până la urmă primesc un telefon de dimineață. Domnul Nicolae Adrian? Nu. Așa aș fi vrut, dar am zis da. Mă las să pun o finală. Și a venit,
Și a venit poliția și m-a arestat. Și pe mine și pe tata. Și tata nici măcar nu știa despre ce e vorba. Cum a fost atunci? Rău. Mă rog să pun o filmare rău după. Auzi câte detalii a dat. Rău. A luat și bani și da, pe, el, și pe da, el și pe numele lui... Da, mă, ai, da, adică ai scăpat. M-a făcut fapta, gata. Ai scăpat, nu? Da. Am primit de aia, de cum să zicem, suspendare. Ai primit cu suspendare? Da, da. N-am purtat vreodată un ceas care nu mergea doar pentru că dădea bine. Ferească Dumnezeu, toate ceasuri. Eu nu port ceas, știți de ce nu port ceas? Poți să vedeți și la camera. Nu merge niciun. Niciunul nu merge. Nu, eu nici măcar nu știu ceasul. Cum adică? Nu știe. Ceasul? Știu așa, 18:31, dar așa cum? Dacă mă uit aici, nu știu. Ia, dă puțin, ia, dă puțin ceasul jos, că chiar mă, dacă el n-are școală, sunt de unde că vreau vrei să știi? La oameni, la cameră. N-are carte. Păi dă la bumbură. Dă puțin, dă puțin. Am găsit multe. Dă puțin. Ia, arată te rog frumos, Dani, la camera asta generală. Uite, e aici, ok, ia, arată-l puțin la camera. E aici, ok. Să se vadă cât bă, e. Bă, nu l-am furat. Nu știu dacă e în focus. E în focus? Miram așa. Hai că-i dă cu focus. Nici nu cred că merge. Te rog frumos. Na, na, păi spune. Bă, oricum nu e aceeași de asta. Nu e. Da. Nu e, nu e. Spune-mi, te rog frumos, cât e ceasul. Lasă că trebuie să găsești secundele. Deci stai să-l uit așa. Nu, atâta să-mi zică. Doar ora și minut. Mă, el nu are carte. De unde vrei să știi lucrurile astea? 4. Ia. E bine. E bine. E bine. Nu-i spune. Mă, nu e bine. Păi nu-i spune, mă. E bine. Mă, spune serios acum, da, cât se poate serios, de serios. Da, mă, cât da, e ceasul? Era să familia mea, dar n-am uitat cât e la ceasul și aici. Mă, pe ăsta, pe ăsta, că nu merge da, bine ceasul. Da, cum faci de tot așa? Păi tu ai spus că nu știi ceasul. Păi da, da, nu știe, l-am glumit. Nu știe multe. El nu știa că o să cere în ceasul de la mine. Nu știe multe, multe chestii. Bine, nici eu nu știu multe chestii, dar... Băi, eu cred că ei până acum au fost cei mai carismatici în viața pe care i-am avut. Da. Și cei mai sinceri. Da, sinceritatea, da. Păi ți-am spus că să fiu sincer cu tine. Acesta este primul meu. Primul meu podcast. Ok. Prima mea experiență de genul. Și am spus că trebuie să fiu, mai ales Claudiu fiind prietenul meu, Mihai, la fel. Na, trebuie să fiu sincer din toate punctele de vedere. Uite, bine, vreau să le spun oamenilor, dacă astăzi se ne lase în comentarii, dacă or să vrea un episod 2... cu voi doi. Pentru că știu, sunt cum. Nu că știu, frate, ascultă-mă, ascultă-mă puțin, da, dar vreau să pună și întrebări, ce întrebări vor ei. Da, îi lăsăm să dăm voie la orice fel de întrebare. Nu se supără. Și va apărea în emisiune. Băi, chiar vă mulțumim că v-am avut la noi în emisiune. Noi vă mulțumim pentru invitație. Și repet, dacă vreți oameni buni să ca Adrian Orocel și cu Adiță Pârvu să apară la un episod 2, scrieți-ne în comentarii și de asemenea, dacă aveți întrebări pentru ei, lăsați-le în comentarii, iar noi o să ținem cont de toate întrebările toate care vor fi în comentarii, indiferent de natura lor. Da, da. Și am vrea să spuneți și voi 2-3 cuvinte în încheiere. Pentru oamenii de acasă. Pentru oamenii de acasă? Da. În primul rând. Începe tu. Pot să spun ceva din suflet, așa? Da, da. Țin să le mulțumesc tuturor oamenilor care au fost lângă mine și tuturor oamenilor care au crezut în mine, în noi ca orchestră și pentru încrederea lor și pentru toate evenimentele frumoase și pentru tot. Vă mulțumesc din suflet pentru că fără voi eu astăzi nu aș fi cine sunt acum. Adică vă mulțumesc din toată inima. Acesta sunt eu datorită vouă.